nouă frângere. Ce bă, chiar credeai că-i bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madame, bă că te-ai asortat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că-i bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madame, bă că te-ai asortat pe player.ro. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgi. Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De aia sunteți încordați. Că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Hai vă pupă playerul. Joacă relaxat pe player.ro. Da, eu gheară, ei cu două. Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De aia sunteți încordați. Că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Hai vă pupă playerul. Joacă relaxat pe player.ro. Da, eu gheară, ei cu două. Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De aia sunteți încordați. Că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Hai vă pupă playerul. Joacă relaxat pe player.ro. Ce dezamăgire. O nouă frângere. Ce bă, chiar credeai că-i bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madame, bă că te-ai asortat pe player.ro. Ce reclame sunt? Dat drumul. Oh, ce poze aveți cu transgenderul. El mi-a făcut-o. El ți-a făcut-o? Cine? Foarte da, frumos. Transgender, nu știi tu, un transgender adevărat. Altul? Nu, bă, nu. Singurul. Domnul Paul, a, doamne, e luarea de mijloc, nu? Nu, domnul Paul, domne, ce Paul, domne? Nu, el ce de Paul al nostru, de... Van Chester. Nu, domne, e Burfi, alt Paul. Am înțeles. Care ultima noastră s-a luat cu istorie. Am știut totuși, că da, nu știu nimic. E ok. Cine? Burchi? Da. Ce anume? S-a luat cu toate calea, cu tot. Vede că-ți pregăti și tot mă contrazice. Vede că-ți de o pregătire și din comun. Da, bună seara, bună seara. Da, televizorul. Ce zice, televizorul, da. Stai că mă duc eu. Am avut o pauză deoarece am avut numai evenimente și am fost plecați. Neplăcute și plăcute. Și deoarece am avut o pauză, un șpriț pauză. Adevărul că s-a consumat evenimente. Ce îi faci? Ce ai făcut? L-am închis. Păi trebuia să iei sonorul, să vedem rezultatele. A, voi să... Nu mă dă, lasă, că las că văd eu mâine, lasă-l! Dar ce rezultate? Ce urmărești aici? Acolo urmăresc tenisul de la... Unde a noastră a jucat bine în primul tur, a bătut-o pe american, că și în al doilea tur a căzut cu Jvântec. Ce a noastră? Care e a noastră? A noastră, Ana Paucă, joacă tenis. A, bună Ana Paucă. Da. S-a reprofilat? Da, dar o antrenează Dej. Și Luca și Matei. Pe care mai avem? Pe Cristea mai avem? Cât avem? Nu te întrebăm. Păi dacă nu urmărești, ce să-ți fac? Televizorul e Android. Da. Nu e Android, a spus Raul că nu e Android. I-am arătat de 10 ori că pornește, scrie Android și a zis nu e Android, nu e Android.
Mă, de poți să-mi scoți selectarea aia de parentală, aia începe, să-mi bag, da? S-a chinuit Nina, că Nina a pus-o. S-a chinuit Cora, s-a chinuit toată lumea, nu putem să scoatem parentala aia, domnule. Nu știu, trebuie să mă uit, că nu înțeleg exact la ce anume. Îmi apare după ce apar că să protecție parentală, nu știu ce, că nu înțeleg. Nu, un meniu care începe. Pe din meniu, da. Mai știți parola? Că a spus o parolă la aia. Nu am nicio parolă, că noi tot băgăm 00 și când spui... Noi tot băgăm? Nu știu, nu știu, bă, nimic. E tot încearcă. Eu cred că ți-a pus-o doamna Cora. Nu a pus-o doamna Cora, că s-a chinuit și ea. Nu, că la filme porno n-am jos, am mai sus. Vezi că asta iar face. Ce asta face? In option. Face parole parentale. Dacă trebuie să vin eu să... Username and password. Nu, aici jos, pe nu stau jos cu că mă văd câinii la filme porno, stau sus la mine. Mă citesc câinii. Câinii nu suportă. Nu suportă câinii. Da. Filme porno. Ei se uită la desene animate cu pisici, cu șoareci, cu șobolan, cu așa. Se uită la Tom și Jerry. La Tom și Jerry's. Altul nu s-a făcut nimic, Daniel Tudor. Eu sunt. Știu, am văzut. Da, domne, și asta a fost. Și am râs, deci, mogulul... Lasă-mă să luăm! Pe ce, se uită? Păi, îți dai seama, nu? Mogulul? Nu se uită. Al dracu, nene! A pornit, domne. A pornit, domne, da. Parentalul. Parentalul a pornit acolo. Și poza aia, de ce e acolo? Poza aia cu mine cu părul mare. Ce? Nu știu, Danielu are aici. Ce poză? Ce? O poză, poza cu mea, părul mare. Nu știu, e când am un făcut, desen. Da, trimis oamenii atunci, aș mai știu, eu nu mai știu. Da, cred că e un desen pe care ți l-a făcut ceva, un... Da. Câtă cola bei pe zi? Te-au luat oamenii. Nu beau dumneavoastră, acum beau în emisiune, pentru că am, dacă am fost mai la evenimente și s-a mâncat, s-a băut cât? 6 zile sau cât? Am fost numai la evenimente nefaste. 7 zile sunt evenimente nefaste în care s-a consumat de dimineață până seara. Și acum am intrat în pauză până pe 28, că te anunț în mod oficial. Acum e pe data de 28, plec la mare. Bine, domne. La o nuntă, tu dacă vrei. La o nuntă? Da, la băiatul lui Cami. Bine, poți să mergi la nuntă, dacă vrei poți să nu mergi la nuntă. Băiatul lui Cami... La Micu. Cu Laguna? Da. Mm-hmm. Dar tu poți să mergi sau nu poți să mergi? Dacă mergem, sunt 2-3 zile acolo, pentru că deja avem probleme cu Vivian. Păi trebuie să mergem, ca să facem și un live de acolo, să facem un live, poate o luăm și pe doamna Peckendorf. Deci, acolo avem un caz foarte grav... Așa, pentru că Escobar a fost internat de către Vivian. Așa, și scos numai luna să-i se ia pensia. Nu, trebuia să-l scoată înainte și am spus, ține-l până luni, că dacă se întâmplă ceva, să apucăm să-i luăm pensia și banii de pe card. Că după aia nu apucăm să-l tâlhărim. Și azi era bine. Escobar mergeau amândoi, nu știu ce făceau. Domnul Vivian. Mm-hmm. Așa că te-am luat în mod oficial și până la data de nu se bea. Foarte bine, că ai cam exagerat. Cine ți-a zis? Toată lumea. După ce ți-a dat seama? Toată lumea a reclamat acest exces. Spune-mi un singur om care a reclamat. Nu poți să-l trădez. Ce e apropiat. Da. Unde au fost niște circuri totale, nene, dacă l-am râs la... cu doamna Paul, cu toate leprele. Dar ce, doamna, am văzut că doamna Paul avea bucurii la glonț. Da. Punea mâna pe el, e Mercedes al dracului. E tunat? Da, ei, cum am râs de neam. Doamna Paul vrea să-l tânărească pe glonța meu. Rogoza era să-și ia bătaie de la Lari în 3 secunde. De la cine? De la Lari. De la Lari. O știi pe Lari? Nu. O să ți-o dăm să te ași pe tine. Mersi. Păi pe el nu-l ia. De ce? Păi că el e cuvincios. Pe ce Rogozea ce a zis? Am inventat eu. Nu, ci că a zis, a întrebat pe Glonț și Glonț a turnat atunci. Nu, eu i-am spus, da. Dacă e bărbat sau femeie.
Dar s-a panicat puțin Rogozea. S-a înroșit o să prea, când se pică nasea. Dacă vin și îți dau două picioare în cap și o frecă acum. Asta în cadrul parastasului. Da. Deci, domnule, ce se poate înțelege este că noi și la parastas ne comportăm la fel ca... spre dimineață, dar nu s-a putut filma, că am zis că nu filmam asta, îl scuipam pe Rogozea cu alune și nu știa ce-i fac, înțelegi? Și venea câte o lună în cap, făcea, lua eschive în alea, se pregătea de luptă, nu știa de final lunele în cap. Bun, da. Rogozea, bun, domne. Uite, lumea întreabă că dacă Lari e fosta Lari, gimnastă. Nu, e și asta sportivă. Înțeles. Da. Zi, domne, șucăre, din alea, nu mai ai șucăre. Și șucăre, nu am niciun șucăre, nu. Povestește-le cu Banchi și cu lansarea. Bine, ai văzut că toată lumea m-a luat că sunt om de artă și asta. Da, domne, am fost la... Deci, tata lui... da, iar mă iau ăștia, dom'le, dar ai văzut că dacă pun... Asta mi s-a întrebat asta tot timpul. Dacă pun o chestie cu intelectual sau cu oameni astea, toată lumea mă ia la Caterinca, nene. Inclusiv domnul Victor. Bă. Da, te-a luat? Da, care nu înțeleg ce spre ce vorba. Deci, am fost la o lansare la tata lui Banchiș, care a fost un om... un doctor foarte tare, a fost și directorul sectorul 6 la policlinica cea mai mare, în care în afară de asta era un om de artă, prieten cu absolut toți mari scriitori, mari artiștii, de la Ciucurencu la Nichita Stănescu, la Sorescu, la Vățin până dimineața așa. Și omul a fost un om deosebit, adică a fost printre primul care a făcut evenimente în spital, expoziții și astea, chiar și Adrian Păunescu, când era început, a vorbit acolo, venea și făcea cenacul, adică o chestie a și pus că a pictat. Și normal că am fost acolo și am avut plăcerea să-l revăd pe Adrian Stase, care eu îl respect foarte mult, îmi consider unul cel mai buni prim-ministri care a avut România post-belică, post-revoluționară, și plus că este un om de artă și cultură fără niciun pic de discuție. Degeaba mă iau ăștia la Caterinca și astea. A fost Ilie Năstase, care fratele meu, care... Ca să zice lumea să povestești cum a fost cu Ilie Năstase. Da, Ilie Năstase, care și el mi-a spus la ureche că avea o groază de tablouri și de astea și de oameni care nu mai așteptam să aibă asemenea valori în casă artistice. A fost Ioan Ițoaia, care tot așa este unul dintre cei mai tari cronicari sportivi care a avut România. Este Boanchiș, care are toate premiile, toate alea și au mai fost pe acolo, nu? Uzunov, care a organizat evenimentul, toate astea. E, și a fost foarte plăcut, m-am întâlnit și cu vechi prieteni și oricum o chestie... Eu zic că sunt puține chestii de artă la ora asta să mai fac în București și foarte din ce în ce mă intrigă foarte tare, din ce în ce mai puțină lume oameni care vin sau care sunt interesați de artă și de cultură. Adică datorită acestor fenomene în care mă apuc și eu în față, a dispărut chestia asta care într-un fel e păcat. Deci până pe 25 februarie poate fi până văzută. Până pe 25 februarie, da, poate fi văzută. Este foarte frumoasă. Expoziția la Galeria Rotenberg Uzunov, da, din București. Este foarte frumoasă expoziția, chiar foarte, foarte frumoase lucrurile. Eu fiind de meserie. Dar mă gândeam pe vremea când am făcut eu ultimul venisaj și astea, câtă lume, câți artiști, câți oameni de artă, câți scriitori, câți astea participau. Vezi acum scriitori ăștia tineri și ăștia așa nu, nici nu prea mai există, nici nu prea mai sunt. Deci au dispărut această, da, această pătură. Și păcat că erau frumoase, era o chestie frumoasă cu vernisajele, cu astea, cu astea, cu astea. Cu Fănuș Neagu, că s-a mărs acolo, a râs și domnul premier, că am spus-o și pe asta, că trebuia să spun. Că nu știu cum a spus că a venit nu știu cine, așa. Și la unul din vernisajele mele a venit Fănuș, era acolo toată lumea cu critici, cu artiști, cu toate alea, cu scriitori, cu toate astea și mi-a spus, ce vin ai? Zic, am vin, hai în WC-ul să bem, la sala, nu mai știu la care eram, la Nürburgring, aia mică, acolo arhitectură, nu mai știu cum îi spunea.
Și am stat, toată lumea mă aștepta, toată lumea mă aștepta să vin și eu eram cu domnul Fănuș și am băut. Am venit la sfârșit și m-a întrebat unul, de unde este vinul ăsta? Din țara Bursei. Hai noroc, ceea ce nu prea cred. Ce faci, domne? Nici eu. E un frate de somn, ce a făcut? Nu, cred că răcesc. Aoleu, iar răcesc. Aoleu, răcit. Ia pleacă dracu de aici. Eu n-am da. Păi e clar, după față ești. E un aștenut acolo, am dat de niște aștenuturi care sunt puse pe lucrurile. Iar că identificat el niște chestii. Alea ce sunt? Sau ce? Fețe de masă, ce sunt? Cum? Ce? Al Oana? Oana, da. Ana? Da. Pe ce alea să zici că ale e față mele? De masă? E? Ale lui Oana sunt. Ce? Ea nu știe. Ea nu știe. Un set din ăsta. Ah. Acum, foarte frumos era setul. Ce? Ce are? E normal. Niște flori stilizate. Da, lasă-ne. Ce? Da, cu tine nu te invita nimeni cu tine. Ce vrei? Da, așa că mi-a părut bine, mi-am adus aminte participând la acest eveniment și asta mi-am adus aminte ce, bă, înainte era, viața artistică era mult, 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 mult mai vie în societatea românească și erau evenimente cu... Cum? Își scoate ochiul. Da, scoate ochiul, am zis direct. Și erau venisajele, erau sute de oameni și astea, și teatrele, și filmele, și scritorii, în primul da, care erau. Aveau mult mai mulți bani. Aici e problema. Păi, artiștii aveau mult mai mulți bani pentru că... erau sprijiniți de stat. De stat, da. Exact. Mă uitam acum, puțină lume nume, adică înainte erau primul că erau foarte mulți artiști care veneau, colegi, îți minte, la mine, venisaj, la mine, orice venisaj eram 50, 60, 100, 100 și de persoane, nene. Păi, uite, Daniel s-a chinuit o lună să găsească un loc la o piesă de teatru. La care? Titanic Vals. Păi ce nu spui mie? A? Chiar am făcut mișto, că am zis că te sunam pe tine și vorbeai cu Victor, cu găsea bilete. Cu care Victor? Care Victor? Hremenciuc? Da, Hremenciuc. Zi, mă, care Victor? Păi că nu făceau speculă cu bilete, nu business. A, nu făcea Victor, mă. Victor. Nu, Victor. Giovanni, Victor. Giovanni? Era cu minte, nene. A. Giovanni. Nu, a fost și a fost tineri, să știi, 18-19. Da, mă, teatru și-a revenit, teatru a avut o perioadă și el, da, înainte erau scriitori adevărați, nu spuneau că n-au cărțile, înainte de revoluție, că au cărțile la noptieră, la astea și nu poate să le publice. Acum ce mai publică? Căcatul ăsta publică, căcatul ăsta online și nimeni nu mai scrie. Păi poți să compari pe ăștia care scriau, mă, ce scriau aia dinainte? Nu. Poți să compari actorii care erau atunci cu actorii care sunt acum? Erau și alte vremuri. M-am uitat acum la Operațiunea Monstru, nene. E genială, nene. Marinuș Moraru, Caragiu și cine, să vedem dacă mai știi. Și Cotescu. Nu știu. Bă, dar dialogul, că totuși sunt trei persoane care vorbesc între ei, care da. E genial, nene. Da. Și figurile. Mamă, când e în cor și povestește și ăla adormea și zi mai tare. Și el vă la bicicletă. Da, mă, genial, nene. Da. Acum, în jurături, moare pe Caldarâm, nu le-a salvarea, dă-te morții mătii, drogați, mă uiște cu groază de filme, rău, ăștia, mare, sunt multe, nu înțeleg absolut nimic, adică n-au subiect. Dar, în fine, nu intrăm acum în chestia asta, că nu e emisiune de artă și cultură. Da, domne, așa că nu mai mă luați că nu mai intelectual. Și asta că, hai că să ziceți că pe mine nu mă considerați intelectual, care nici mă deranjează, nici când negru sub unghie, mă doare chiar în gheoz, dar nu puteți spune că un Adrian Năstase, un Boanchi și un zi... Adrian Ilie? Ilie Năstase, domne, ce Adrian? Ăsta nu știe ce ne-a fost, mă. Sau cum, cine a mai fost, că îmi scapă acum, cum... Ianițoaia. Așa, sau Ovidiu Ianițoaia, om care a avut cel mai tare emisiuni și om care scrie, adică... Are în continuare, face pe online. Da, avea alea cel mai tare procesul etape, care a spart în două șele, adică nu, dacă nici ăștia nu sunt oameni de cultură... Da, dar era fotbal atunci. Da, dacă nici ăștia nu sunt oameni de cultură, sunt eu cu migdală, cu Tom și cu capră. Atunci noi suntem oameni... Dar tu te dumne de ce, că tu vezi ce față ai potrivit. Ți-e teamă de un focar de infecție? Bine, dar nu, dar m-am scăpat, dacă mai stau.
Eu așa ți-am făcut când ai fost bolnav. Nici n-ai trecut. Nu. Nici nu n-am trecut. Unde ai trecut? Cine ți-a adus medicamente? Cine aș le-a aruncat pe masă aici, aici măcar. Le-a aruncat pe masă. Ce vorbești? Pe pariu? Acolo ai pus. Temperatura, n-am venit să văd ce ai cu mai mult. Dar ai adus alocalmin la pat? Nu, Nina mea. Alocalmin? Ce ți-a coborât febra? Nu știu. Dar coborât febra pe scări. Ce? Febra coborât pe scări. Uite ce au comentat ăștia, numai savanți între ghilimele acolo, mai ales tu și râde. Dar tu, eu nu mă bag între ea, cu toate că sunt intelectual, dar nu poate să spună nu lumea și că... Și Ilie Năstase, nu făceați parte din acea ocupare. Ba, vorbește Iurea, că Ilie Năstase, să știi că, de exemplu, am vorbit acum și am văzut ce lucrări are în casă și asta eu am rămas mut. Păi ziceau ăștia că-s false. Nu, eu vreau să că tu confuzi pe Ilie Năstase cu Adrian Năstase. Adrian Năstase a fost prim-ministru și așa Ilie Năstase a fost jucător de tenis. L-a luat. Și ne-au zis că avea lucrări false în de, casă? Avea banchi și lucrări false. Încă nu e demonstrat. Nu mă, Năstase. Adrian Năstase. Uite, altcineva zice cât se curiști pe metru pătrat. Câți? Securiști pe metru pătrat. Acolo? Da. Pe care dintre ei erați securiști acolo? Nu știu. Eu zic ce au comentat oamenii aici, eu știu. Păi da, nebună e lumea, mă, frate, mă. Uite, altceva ce te dădeai inteligent. Da. A fost și Mario Carp și balon. Am văzut, da. Deci un securist, cine să fie securist? Dacă vreți să vă distrați, puteți să vedeți comentariile pe Facebook. Păi de ce? Că s-a înapodat comentariile. Dar în fine, fiecare e liber să facă, dacă își permite prim-ministru nostru să facă caterincă, nu ai văzut cum a zis? Dom'le, eu apuși o șoacă, da. Prim-ministru. Așa a zis? Da, e un șucăr mare între... au nebunit acum cu alegerile prezidențiale. Cred că o să fie o cea mai mare nenorocire. Bă, dați, nu știu, pe mie aici mă încurcă la nivelul ăsta. Joana spune că l-a chemat ăsta să, Ciolacu să candideze. Ciolacu i-a spus că să candideze la un parc, că nici n-a vorbit cu el și că nu știu ce. Și, că, și a zis că l-a șurat la mișto și pe la și pe Șoșoacă. L-a zis, nu, eu am chemat-o pe Șoșoacă să fie prim-ministru. Pleca. Sunt foarte simpatici, toți au un umor de mă piși pe mine, că n-am voie pe ei, că mă dă în judecată, înțelegi? Și se joacă cu țara și sunt într-un râs total și într-un el pleca, acum să mă întâlnesc cu premierul Italia și când vin ne gândim și fă ce să vă gândiți, mă? Dacă nu-i sparge Simion de le suna apa în cap, ascultați-mă pe și mine. Că prea sunt proști. Făcut grămadă. Da, dacă nu-i mănâncă, ăia au sub aur și tot, domnule, cantăm singuri, le spune toată lumea, cantăm singuri, dispăreți. Nici nu intră în Parlament. Dar să dispară toți din punctul meu de vedere, să-i spargă ăla, bă, frate, mă. Că sunt de acord să-i spargă, mă. Mă uitam acum, singurii care mai dăm armament la și prost ăsta, bă, mâncați așa. Le dă la ucrainieni, fii atent ce șustă aia ca să ne bage în șucăr cu aia. Până acum au mulțumit la toată lumea asta, că de astea erau șucăriți toți, nouă niciodată nu ne-am mulțumit, nouă în viața nu ne-am mulțumit. Acum ne-am mulțumit, ne-a trimis un filmuleț și că mulțumește pentru al treilea sau al patrulea transport care merge la ea acolo. O chestie, eu pun botul ca de obicei, tot ce ăștia, e o chestie a lui pigmeu ăla ca să ne bage în șucări cu rușii. Normal. Păi rușii au început să mărie. Ce faceți, mă? Păi normal. Nu mai dau americanii, nu mai dau nimeni, ne-am găsit noi pielea pulii, să dăm noi armament, că o ducem foarte bine, o ducem, avem un nivel de trei de să moară mama, bă! Bă! M-am dus să-mi iau medicamente într-o pasta, deci din pensia mea eu nu pot să îmi iau medicamente, nu merge de medicamente. Pensia unui om care a muncit de mic copil în televiziune. Unde am mai muncit? La aia cu industriale, cu zi, domne, cu design industrial. La colaje. Ai fost la grădiniță. Deci orice medicament de căcat este 100 de lei. A fost cu Donca. Am fost, domne, am fost câteva zile, dar am fost la altă clasă pentru că nu mergeam singur. E altă poveste. Și ce făcea la grădiniță? Cine? Donca. Furam, băga mie și ori mi-am mut, cum ți-am povestit. Îi punea jucărele în...
Da. În ghiozdan. Îmi băgam ghiozdan în pantalon și eu mergeam cu bretonul la câinelu, cum mă tundeau ăia. Ca pe prost. Uite, Rogoza te întreabă dacă ai terminat grădinița. Rogozea cu Chiucuvai am terminat și grădinița pentru că îl făcuse pe tata prim-ministru. Nu îl făcuse și peste grădinițe că nu exista postul. Rogozea, nu fii că ai văzut câte alunețe luat în cap, nu mai fi idiot. Te bătea Larii de sună apa în cap prostul dracu dacă interveneam eu. Era să fie victimă. Da. A trecut, uite așa, razant pe lângă postul de victimă. Îi dădea aia două picioare în cap dacă da. Îi muta sprâncenele aia, Rogozea. Da, Dumnezeu, și vorbeam că m-ați întrerupt. Rogozea sărise în picioare și era gata de fugă când a văzut că l-a atacat Larii. De cultură. Era acolo când l-a atacat Larii? Da, Dumnezeu, da. Își pregătise armele, Rogozea. Era în picioare lângă ușă. Era gata să șteargă Putina. Rogozea a fost atacat. Da, Dumne, așa că eu nu știu ce vor să facă, dar nu știu, nici mai mă interesează. Deci ei nu vor să facă nimic pentru nimeni decât pentru propria atât, lor persoană atât. Și nu știu cum să tragă mai tare spuza pe turta lor pe afară și ce să mai dea gratis și ce să mai păgubească țara ca să-i pună pe ei în frunte. Dar ăla a venit, i-a dat lui Pigmeul ăla, dar totuși pe aia a dispărut, că iar e dispărut. Nu știu ăla, unde e plecat? Păi Iohannis se duce să își preia ordinele. Ce să mai facă și ce să mai dreagă? Păi dar nu poți să-i dea telefonii ca să nu mai coste avionul? Nu, că e la mare secret. Unde? Că le spune aia. Da, Doamne, m-a apucat nervii. Eu te mai apucăm noi acum să-i ajutăm, nu mai ajută nimeni. Și în fine... Aia de jos, să scoți, să mă pui... Da, nu știu, pierde semnalul. E un... Gata, Doamne, am predat-o. Dar nu, tot s-aude cu niște pocnituri. Eu am senzația că ți-e spocnește urechea. Că ba pocnește la mine, ba pocnește la Ana, eu am marea senzație că ți-e spocnesc urechile. Păi da, pentru că ți-a trecut tot ita. Uite, doamna Cora, nici chiar așa, nu furați vrăjeala de la Nea Sergiu, zice Rogozea. Cum mă, da, Rogozea, te-ai prins, ai mai mut, n-ai scos cu mă. Doamna... Te-ai ridicat de pe scaun, te-ai tras doi pași în spate, în timp ce Larii să-și înfoiase puțin mușchi. Ce el înjurase? Dă-te mă, că mor, dă-te mă în pula mea, că-ți dau două picioare în cap acum. Da, din prima. Deja el a făcuse trei pași spre ușă. Cu retragere, doamna Paul. Dar chiar doamna Paul ce a zis de Rogozea? Nu i-a plăcut, domnișoara Paul era pe glonț. Nu ți-a zis că punea mâna pe la ce făcea? Mamă, merge deja. Am primit materiale, am văzut. Ce ți-a dat-o? A, i-a dat tu? Uite ce Rogozea, păi nu mai știi dracu care cum e, numai cu surpriză. Da, tu mei, că noi, pentru că de-aia intrăm în Europa, noi avem mese cu tangenseri, cu bisexual, cu homosexual, avem, pentru că așa sunt mese la noi. În țara Mărsei. Și că Rogozea a fost rogozit. Și că s-au mai luat Rogozea cu Larii și la ziua lui Capră, parcă zice da. DJ Mano. Da. Și aia l-a ținut minte, pentru atunci ce vrea, a vrut să-l bată și l-a prins acum. Da, așa că, deci, ăla e plecat pe afară să ia indicații sau ce, că nu mai apare nicăieri. Da, nu știu. Pleacă, ia indicații, face cheltuieli, după aia se întoarce și mai face o pagubă. Asta face. Mă uitam și acum, 12 copii... Un spray, s-a apărat copilul, a dat cu pipelul. Da, asta te întreba oamenii. Și nu intervine ministrul, învățământul, nu intervine nimeni. Bă, șmecherul ăsta care umbli peste tot, nu e România educată, mă, n-ai făcut totul. Să bat în școli, își dau cu spray-ul, cuțite, cu bricege, cu spray-ul, cu asta, nu vine nimeni la școală. Asta cu numărul cu ceva de analfabet și el bate câmpii. Da, am ajuns pe un loc fruntaș la numărul de analfabet. Suntem pe primul loc în Europa. Și el când a apărut acum, chiar a apărut acum, el tot ne dă cu Ucraina acum, că vom sprijini până în ultima așa. Și au spus și ea, acum au spus și americanii și asta, războiul este pierdut. Păi da, este. Păi nu ne
mi-o morau că n-au oia tancuri, n-au gloanțe, n-au cartușe, că sunt, că se bat cu lopețile, că au venit, că n-au tancuri, că n-au nimic, că au atacă, are cancer, are sloboz, are sălbat, are, are nămol, are carbit, are la plămâne, are la pus. Sunt clone. Sunt clone. A pus la emisiunea, a făcut 2 miliarde sau câte, cât a făcut ăla. Dar chiar întreba lumea dacă te uita la emisiune. Cum să nu, domne? Peste 2 miliarde. Deci asta ce arată, mă? Că toți sunt putiniști. Da. Ce mai ziceți, băi, sărăciilor? Nu mai faceți pe tot câteva miliarde putiniști? Proștii dracu, sărăcine dracu, vă fac ăștia creierii atâta. Și vă uitați ca proștii, atrezeu cum vă minte, că ea n-au nimic. Eu v-ați la început, îi bat ea de le sună pe-n cap. Cu tot ajutorul. Că ăla nu s-a bătut cu ea, s-a bătut cu toată lumea. Toți mă făceați putiniști, era o chestie de logică. Vă luați după toate minciunile și vă tot dezinformările alea. Că n-au lopeți, că n-au gloanțe, că nu mai au tancuri, că au fugit, că s-au bătut. Că... Ia spart în două, exact cum ți-am spus, că am făcut pariu aici. La ce te referi? Cu ăsta, că îi bate pe ăștia, cu lumea. Observanța de exasperare. Nu cred că cu mine. Bă, și i-a desumflat. Cum să atacăm, domne? Ăștia tot o împing acum, că am și la asta. Ăștia tot o împing cu armarea și cu asta și cu asta și cu asta, pentru că nu mai știu de unde să scoată banii, domne. Și atunci inventează în fiecare zi un post de televiziune în care în fiecare zi ne atacă rușii. Și un comentator care, domne, dacă vin rușii, nu vreau să dau numele, că nu vreau să mai au cu el, Moldova, și după aia când ajung la Odessa, hâț, sară aici. Ăla a spus foarte clar, nu ne interesează nene și nu ne putem bate, că dacă ne batem cu asta, au purtat acum americanii care spun că va fi un război de nu știu câte vreo 30 de ani între Rusia și Europa. Adică ne batem ca războiul de 100 de ani, știi, căcat. Bă, și dobii tot ce știți, uitați la televizor. Îmi întreabă în continuu, bă, dar vin rușii, bă, că eu am doi rușii, i-am în beci. Îmi dau drumul la rușii. Dar n-ai beci. Îmi fac un beci. La centrală. Am 5 ruși la centrală, îi dau drumul. Dacă vreți să vină, pe stradă, da. Cine dracu să vină, mă? Au și, le-a spus Putin clar. Dacă am atacat Europa, s-a însemnat un război în care pierdem și noi și toată lumea. Adică un război mondial. Omul a spus foarte pertinent ce a răspuns. Adică n-a răspuns așa ca să dea un răspuns. Adică niște răspunsuri logice. Că așa se întâmplă. Dacă atacă, normal că va fi un război. Și toți au bombardeaua în afară de noi. Dar noi avem bomba cu căcat. Foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Și ne omoară. Vezi că e un post între două posturi la care mă uit de nișe. Cu două cifre. Înțelegi? De câte ori dau, atacăm și să ne înarmăm și să atacăm, să ne înarmăm, să cheltuim. Asta este o vrăjeală mare, efectiv, ca să mai facă rost de bani. Că nu mai e ne înarmăm. Facem armata obligatorie. M-am uitat la sondajul ăla. Din 200 de oameni, nu a spus că merge. La 15.000 de lei. A spus unul, bă, dacă îmi dă mai mult, poate mă duc, dar dacă e război, nu. Te întreabă lumea dacă tu te duci. Unde să mă duc? La pușcărie? La armata. Am 70 de ani, nu mă primește la pensie. Unde să mai mergă? O imbecilitate totală, o cretinitate totală. Întrebări, domne. Domne, să comentezi cazul de la Padina. Domne, cazul de la Padina, o mare nenorocire. Aici nu-s de acord în primul rând cu chestia asta că multe televiziuni au, dar ce dacă a băut velea cu persoane respective sau aia, așa. Este o imbecilitate totală, întâmplător, și eu am fost la cu emisiuni la așa, îi cunosc și eu pe Maria Câmpina, cunosc și pe fete, îi cunoșteam și un parte ăștia, dacă îi vedeam undeva, normal că mergeam să beau, parcă îi cunosc, că dacă am avut 2 sau 3 emisiuni am făcut cu domnul Horațiu, cu Piticu, cu Lanțu, că a rămas tot mut. Dar n-au zis că erau alu Sidonia sau nu știu. Alea, mă, alea fetele, că Maria Câmpina are fetele alea și erau de așa. Am crezut că-s băieții lui Maria Câmpina. Nu. Dar erau și ele acolo. Când am vrut să-mi dea carne de crocodil să mănânc. Da? Da. De ce că nu mănânc eu crocodil. Ei, și normal să zici, imbecilitate una la mână, nu? De unde știi ce iese, ce se întâmplă? Normal. Că dacă ai stă la masă, dacă ești cântăresc, dacă vine la tine. Și poate să o fi cunoscut de undeva, eu știu, habar n-am.
Și mare nenorocire că au fost la masă și că o altă imbecilitate de presă că vine garda și le pune la toți care au participat acolo testul antidrog. Care este o mare cretinitate, nu poți să-i pui unul pe stradă testul antidrog, că fac ce vreau. Dacă îl prindea la volan sau la asta poți să-mi pui, că n-am voie să conduc. Păi dar... nu ți-au pus și în taxi? Păi și în taxi, da. Dar e o problemă dacă eu sunt acasă, am voie sau în curte vreau să mă droghez, pot să mă droghez. Legea nu spune să te droghezi, legea spune să nu comercializezi. Păi nu, și achiziția e ilegală. Ba nu, pentru usul tău nu-ți face absolut nimic dacă te prinde. Da. Păi nu i-a prins pe toți drogați și nu i-a făcut nimic. Eu știu ce spui, dar tocmai asta vor să treacă ăștia de la USR acum. Dom'le, noi vorbim cum e legea acum, nu ce trecem de la USR. Nu mă, nici să consumăm. Pentru că USR-ul am văzut azi, că am urmărit pe postul om de atacă rușii, unde e singurii care mai cheamă, l-am văzut pe Dulă. Da. Are 60 în sondaje, astea strucași când spunea că are 14. Îi bate pe toți la pas. Și consum multe droguri, deci pe astea. Și este interzisă, inclusiv alea care sunt medicale, fără prescripție. Dom'le, unde dacă te prinde, nu te arestează. Legea numărul 8. Și legea spune că nu poți să mă iei pe mine pe stradă, să mă verifici decât... Aia bine, e altceva. Păi asta vorbesc. Dar dacă te prinde... La volan, dacă mă prinde pe stradă, să-mi influență, păi sunt toți rogații care stau pe la colțul. Pe cine ea? Nu, dar teoria ar trebui să te ia, să te bagi în program din ăla de dezintoxicare. Și unde se bage? Se bage la poarta. Avem programe de dezintoxicare numai la fiecare colț, mai programe de dezintoxicare. Lasă-mă de aia cu-mi pace. Da, nicio legătură la colța. O dramă complet aiurea pornită de la o imbecilitate, din punctul meu de vedere. Da. Să umflă mușchii pe oameni și a fac prostii, nu? Din partea amândouă. Ăla, da, primul, ăștia l-au tăiat, l-au făcut. Deci, ce fac și o șucăre când merg cu o anumită brigadă la care tot timpul ies numai scandaluri? Nu le dau numai ce. Când am spus, băi, nu mai vin, am 70 de ani. Peste tot, nu că se iau de mine, că toți, eu sunt fratelor. Dar nu mă duc acum să înceapă să se ia între ei, să facă toate astea și toate astea. Eu mă duc să mă distrez la un șpriț. De ce faci, domnule? Ne-am băgat la încărcat, că erau descărcate. Da, erau și pe rogoza, pentru rogoza poate să-și ia 3 alune în față să nu se supără, îmi pune o melodie. La 3 alune îmi schimbă muzica. La 4 alune o dă la început. Auzi, poliția are voia să te ia și de pe stradă să te testeze, zice la ureche. Nu există niciodată, a spus și doamna avocat și doamna procuror, a spus că nu are cum să-i oblige pe aia decât dacă vor benevol. Nu ai cum să vii la o petrecere în aer liber să mă testezi tu pe mine. Deci că Serghei nu te mai agita, vreau și eu să te cunosc viu, zice Costel. Dar nu moare nimeni. Ce părere are Serghei despre reportajul celor de la România Te Iubesc? Care din ele? Care din ele? Alea cu pensiune și cu toate alea sunt... Cred că se referă la ăla ultimul. Probabil cu unul nou, da. Pământurile aflate pe plajă, care sunt alea zonele tamponi și s-au cumpărat și se așteaptă să se dea autorizație să se construiască acolo. Probabil la ăla nu l-am văzut, dar multe emisiuni astea care mă uit, care arată foarte multe lucruri foarte interesante și lucruri foarte frumoase, hotelul ăsta și harne și astea făcute foarte șmechere. Uh-huh. Să știi care i-am spus că ar trebui să mergem. Oana? Nu, Luana, o să merg eu cu Ana. La hotel? Nu vreau să merg cu Ana la hotel. Dar cu cine vrei să merg la hotel? Rogozea, cu Rogozea, la hotel ca să pune muzică să ne bată aia. Ai toate șansele cu Rogozea. Până dimineața să luăm și noi două, trei cărămizi în tâmplă, să ne dea și până la televizor. Da, aia e. Și când ai apărut la televizor. Da. Cu șucăr. Dom'le, lumea se reține că ești îmbrăcat în alb. Ne-au întrebat dacă ți-am luat hainele, dacă ai rămas fără culori, dacă... Păi nu, e training alb. Cum am? Training alb care... Da. Nu știu cine joacă acum. Mi se pare că FCSB-ul joacă cu training alb. Deci lumea te-a întrebat dacă ești din Germania, dacă... Păi asta, da, e cu asta, din... E de la Naționala Germaniei, cu toate că... Când l-am luat, nu l-am văzut că am vrut să scot asta, dar e lipită. E cu sută, nu lipită. Uh-huh. Erau mai mulți romi pocăiți decât români înainte de 80. Am auzit că mulți dintre ei erau cam bandiți. Romii? Uh-huh. Romii nici nu prea înainte de 80? Mhm. Uh-huh. Pe ce existau?
Existau, domnule. Eu vorbesc de București, marile orașe, ce existau? Da. Unde existau? Erau, spre exemplu, în părțile alea care au fost dezvoltate mai încolo. Păi toată lumea era la muncă, mă, că n-avea cum să fie. Dar nu erau la muncă. Dar nu erau pe stradă sau pe asta, cum erau pe bulevard, de pe alea, cu malea, cu alea. Nu, asta așa este. Spre ce? Exemplu, e pe zona aia acolo unde era Republica și așa, unde e Republica. Da, dumne, știu. Faur, Poarta 4 și alea, acolo erau pline, erau, stăteau cu corturile, cu alea. Unde nu exista pe vremea cortul, mai poate câmpi, nu, cum stea pe cortul, pe timpul Ceaușescu corturile. Cum să nu? Hai, mă, până a intrat acolo, dacă acolo a avut bunică pe casă. Păi venea și le-a dărâmat, le-a făcut blocuri și i-a pus la blocuri. Păi aia e altceva. În Floreasca, când i-a pus la blocuri, prima dată au băgat caii fără caterincă. Da. Nu, îți spun că... Dar nu exista ce se întâmplă acum, pentru că toată lumea... Și fii atent că foarte lume... Am discutat cu niște oameni acum, am avut o discuție asta și eu am susținut că, bă, totuși, într-un fel era bine că toată lumea trebuia să muncească. Da. Și lumea foarte nervoasă. Bine, și cu dusul la școală și toate astea. Asta a și vorbit. Și m-am și certat că eu am zis că au fost și 12 clase obligatorii. Da? Și au zis că numai 10, da. Nu, 12. Păi 12, ce să mă cer cu lumea? Făcute de? Făcute, nu mai știu cine. Cine? Taică. De tata a făcut 12? Da, el le-a făcut. Eu știu ca să mă iau cu ei mai tare. Aoleu! Dacă noi le făceam o singură clasă obligatorie și... Și a făcut și clasele alea. Ce era de grădiniță? Clasele alea șmechere, de ăia, de toți olimpici, dar era venit nu, cu strategia. Nu, domne, nu, se făcea clase de da, speciale, de matematică, de fizică, de olimpici, dar n-am cochetat cu niciodată în clasele astea. Da, pe tine în ce clasă te-au băgat? Mixtă. De etnie sau de ce? Stai. Cu pește și cu toate leprele. Făceam o tură de clase, ne despărțeam, făceam o tură de școli, că și ăsta era tasul ministru Acșun și cu Ina Corbu și cu aia, și pe aia ne aducea la poi, stau într-o clasă, distrugeți-o pe aia și la revedere. Deci voi practic plecați în turneu. La început s-au gândit că au fost inteligența lor să ne despartă de, adică să mai fim în aceeași clasă. Și atunci am seama că distruge. Că distruge mai multe clase și atunci a zis mai multe școli și lasă-i acolo și la revedere. Bună strategia. Foarte bună. Te-a luat copilul. Copilul se răzbună, copilul Armand. Aoleu. Armand a rămas mut, n-a văzut în viața lui ce a văzut acolo. A zis, eu nu înțeleg ce căutai tu cu oamenii ăia. Eliberai bonuri pentru papa. Care... La vernisaj, probabil. Copilul n-a mai putut. Dom'le, copilul Armand a participat la ultimul parastas în care n-a înțeles nimic, se înroșea din ce în ce mai tare. Pentru că l-ai căpiat pe copil. Păi trebuia așa. L-a căpiat la fiecare clasic. Venire, da. Păi se uita, nu înțelegea cu... Că până la urmă a recunoscut că îl căpiază pentru că este frumos. Nu, a vrut să-l tundem. Era tuns cu ascultare. El a rămas marcat că a văzut-o doamna Paul, care e doamna Cora. Așa? Că l-a văzut în realitate. Se uita așa fix la ăla, nu înțelegea. De ce? Pe ăla făcea toate alea, toate figurile, toate alea. A văzut-o pe Mădena, când mi-a văzut-o pe Larisa, că îi bate pe ăla. A văzut-o pe... Pe Larisa conjură pe aia care conjura cu... Postul tău. Da. Deci copilul măcar în online să... Mut era, să înroșea cu timp, să uita. L-am pus în rândul 2 după aia. Că am zis că n-are bani de bilet pentru primul rând. Uite, țapul te întreabă, ce-i domne cu Armand? N-am nimic, dar nu înțelegea ce se întâmplă acolo. El tot vrea să facă artă cu aia lui Tom pe calculatorul ce făcea aia. DJ Manuce, dacă știi, Armand îți spunea cu e în plăcintă. Da, zici, ia treabă pe Armand, ce părere, ce impresie a făcut parastasul? Parastas. Domnule, lumea întreabă în continuare întrebarea care ne va urmări, cred, până toată la toată viața, dacă am fost securist. Nu. Ce șanse crezi că are Șoșoacă? Niciuna. În primul rând că n-are niciuna din punct de vedere că am văzut cât s-a scos. Iar începem, domne, n-ai văzut că a venit două tractoare și astea, că a fost manevră, că n-a fost manevră. Una la mână. Oamenii sunt... Să trimeți un avocat, zicea, la televizor să vorbești cu Bă și cu Haide, cu alea, ca la pe câmp. Nu există așa ceva, mă, că totuși... Ai văzut că l-a luat pe ăla pe Gore în partid? Pe Gore cu mușchiulosul? Da. A, e bun. Și una la mână. Și a doua...
n-au cum, că în primul n-au votant și în al doilea rând n-au cum, că nu există, n-au structuri, n-au nimic. Astea sunt, oamenii ăștia nu înțeleg că votul, de ce vor să unească ăștia acum votul? Pentru că ea nu mai au. Ca să câștigi votul trebuie să ai structuri în asta, trebuie să ai primari, trebuie să ai... Uh-huh. Pentru că ăștia scot oamenii, tu cât poate să scoată șoșoacă? Scoate 10.000 și în 3 sate a scos 10 ori mai mult ca asta, a terminat discuția. Normal. Ce întrebări sunt astea? N-au structură, n-au nimic, n-au oameni. Astea sunt partide locomotivă cu unul. Păi cu cine conduce? Ea singură. Păi ce face? Se duce, fuge în fiecare zi la alt minister? Da, da, na, cu cine? Mai știu pe cineva? Dar lumea nu judecă, păi nu-i nimeni. Adică trebuie să fii cu cineva, mă. Mai vă dau o dată un exemplu. Au venit, când a venit PNTS-ul cea cu 1101 de experți, n-au avut niciun, s-au curățat, au dispărut partidele. Da. Dar și aveau cât de cât. Da, da, da. Dar ăștia care n-au pe cine? Pe mama și pe tata, cine? Nu există așa ceva. Astea sunt chestii. N-ați așa, aprinde la public că e împotrivă, că orice om care e în curent și astea, dar trebuie să vii cu niște programe, cu niște oameni în spate, să apar cu niște oameni pe care, în primul că ce am văzut, ea nu acceptă să apară cineva, adică nu mai e. Da. Că am văzut că ea cam curățat. Păi da, s-au și despărțit între ei, nu? Dar bine, are și filmele alea, că m-am uitat la niște clipuri cu ea, stătea în mașină la protestul fermierilor, erau de-astea mașini de poliție, de patrulau, de... A, i-a trimis. Uite, după mine. Uite, Vali Sălăjan zice că el te votează pe tine. Păi da, Vali, eu nu merg. Da. Deci nu, astea sunt niște aberații. Da, ai văzut declarațiile lui Murat? La Giurciu, acum că au făcut la Aur acolo, lansarea partidului la Giurciu. Zice bine ce zice el așa. Adică din partea unui om de business și ce vrea să facă acolo. Murat e foarte bun. Nu, dar spun, adică ce zice el cu orașul care are port cu alea, că ar trebui să facă acolo, să fie... Da, mă, dar trebuie să ai și cu cine și focul și forță, mă. Corect. Și mai vă spun o singură dată, nu uitați, în România, în afară de domnul John Iliescu, da, care a câștigat... Pe prostia partidelor alea care au spus că arestează toți comuniști și toți securiștii și au luat 90% și după aceea a fost singurul președinte care a câștigat pe bune, a fost Emil Constantinescu pe un vot negativ împotriva lui Iescu. Restul toate au fost puse de servicii, mă. Ce dracu n-ați înțeles până acum? Nu vă uitați la televizor, că și acum spuneau asta, că a apărut Joana. Și au spus toți experții, Joana l-a bătut pe Băsescu, clar, punct. Da. Da, n-ai văzut că până să mai acum ceva timp ăsta Joana era făcut de toți din toată presa, era prostănac. Prostănac și rus. Da, și acum de când a fost cu NATO și a apărut în spațiu public mai mult și așa, o, domnul Joana, da. Păi dar le-a tăiat tot, pentru că toți au zis că este spion rus, că e pro-rus. Și americanii așa proști l-au pus al doilea la NATO. Da. Fiind spion rus, ce a zis? Să punem un spion rus. Rus, da. Niște dobitoci, dar n-are forță, nici Joana, pentru că e explicat ăștia foarte clar, dacă nu vă uitați la emisiuni, uitați-vă la oameni deștepți care, că astea nu sunt ideile mele, eu mă uit la oameni deștepți. Dacă n-ai un partid în spate, n-ai cum să fii președinte, că n-ai cum să conduci. Și n-ai cum să, nu te alege lumea, pentru că fiecare partid are partidele tari de tot, care de asta nu poate să câștige niciodată, ăștia alți au un electorat dur al lor, înțelegi? Care ăia orice s-ar întâmpla, ăia care votează electoratul dur al PSD-ului, toată viața lor, ăia v-ar vota. Pot să vină și mama din groapă, ei votează PSD-ul sau ăia votează PNL-ul, vorbesc de structura dură. Ăștia n-au cum. Asta este aceeași adunătură cum eu am participat la când s-a format partidul lui PPDD, care am avut 10.000 de funcții, n-am acceptat niciuna și i-am spus la conferință, domnul Ovidiu Bălan, care bătea cu pumnul, care se pe toată lumea la Casa Poporului, i-am spus că m-am uitat în sală. În primele 10 minute toată lumea pleacă, pentru că dacă nu ai bani, dacă orice filiară, că ăștia nu înțeleg chestia asta și n-am explicat-o și la ăștia care vin acum nu mă interesează, dacă nu bași bani, ăla care bagă bani în filială și așa, ăla când vine pe cine ești tu, mă, că eu am băgat aici. Normal. Ce am făcut? Și la a doua strigătură au fugit toți, nene. Dan Diaconescu a spus ceva mai tare. Bă, Sergei, dacă erai, dacă candidai și tu și erai senatorul ăsta, erai singur care mergea în partidul meu, că nu fugea. Fenechiu, acum, care dă toate lecțiile astea, da, nu era acolo, da, toată lumea, în 3 secunde s-au ciordit, mă.
Deci da, un partid care e făcut pe structuri, pe lovele, pe primari, pe astea sunt glume, nene. Deci tu zici că n-au nicio șansă, adică tot PSD cu PNL. Bă, dar nu, spune-mi un program, în afară să înjuri să faci, bă, vin și fac aia, vin cu strategul ăsta. Și m-am uitat și nu mai vreau să încep și cu ăștia, la oameni cu facultate și oameni cu mare așa, tot la televizor, bă, și cu hă, cu asta. Păi asta fac eu cu Capră, cu Tom, cu Rogozea și cu ăștia, nu sunt veniți să conducem țara. Noi venim să conducem o masă elegantă în care îl speriem pe Armand, îl speriem pe Blonț cu bulanele și cu toate alea și facem toate catenicile noastre. Da. Stai, bă, că trebuie oameni. Bă, tu crezi că nu poate să conducă profesor, doctor, universitar? Nu poate să țină un minister în mână sau în astea și vine cine? Asta e întrebarea. Cine vine? Hai, mă. Că la ăsta, la Simion, la Aur, în afară de Târziu și cu Murat, alte nume așa răsunătoare n-am păi, văzut. Da, n-ai văzut că au cam plecat repede. Păi, da. Păi, de ce? Că nu au un program, probabil, bine stabilit. Bă, nu există nicio, m-au chemat și pe mine să fac programe, nu mai spun cu o parte din care asta, și am spus care este platforma noastră, că m-au nebunit, înțelegi? Da. Să fiu la o televiziune, să fiu odată, eu odată, ei nu mai dau nume când mă interesează, zic, bă, dar stai puțin, și ce facem? Păi, bă, luăm mult și după aia ne mutăm cu unul sau cu altul. Păi nu fac chestia asta, mă. Că nu-mi iau mie oamenii care vin după mine, după aia să-i dau lui ăla sau lui ăla dintre persoanele care s-au discutat la masă acum. N-are nicio importanță. Dar și-am întrebat, care e platforma noastră? Ajunge și după aia ne mutăm cu unul. Păi asta să ajungem ca să ne mutăm cu unul. Asta e politică? Nu. Sau bine, în România... Ți-a cine vrea să o facă. Domnule, și funcții politice. Păi eu nu vreau nicio funcție politică. Ce facem atunci? A, tu vrei doar să fii membru așa? Nu, domnule, am spus că, domnule, că dacă luptăm, da, o venit să o parte acolo, că a fost o parte de discuție și Ana și asta, și au zis, domnule, vreau să fim senator, să fim mai bun, voi vreți să fiți senator și asta. Eu la 70 de cotorani nu mă duc eu niciun semnator, nimeni, nu să-mi spună mie să vină un, orice șef de partid, de la cum să o numi, așa să vină să spui, băi, spune asta, păi dacă o văd neagră, spun, bă, dă-te, doamne, iartă-mă, de gustele neagră, nu mă interesează pe ce spui tu. Corect. Eu spun ce, dar am creier în cap. Da, normal. Bineînțeles că merg pe o linie a unui partid, că nu o să spun acum invers. Dar nici să văd că să-mi apară ăsta acum să dea ajutoare la pigmeul ăla și o să zic, da, bă, de acord, trebuie, eu, bravo, trebuie să-i ajutăm. Nu trebuie să-i ajutăm, o să spun din prima. De ce? Că vreau să-mi ajut poporul meu întâi și după aia mi-a ajut poporul ăla. Dacă o fi cazul, cu toate că n-am de ce să-i ajut pe aia. L-ai văzut că l-au bătut pe ăla, eu l-am văzut acum? Am văzut. Și noi îi ajutăm, că iar mă apucă nervii și am vrut să nu fiu nervos acum. Pe episcopul la care la ei au intrat, bă, știi, mi-a desfigurat, mă, l-au călcat în picioare, mă. Ochii negri, fără dinți, singura asta, ăsta, episcopul nostru din Ucraina. Era cu copiii, nu? Care? Ăla a intrat peste, dacă vezi poza, te sperii. A intrat peste el și l-au spitalizat. Și noi le dăm, băi, tu te, băi, este, mamă, mă bâlbui de nec. Hai, punem alte întrebări. Pe atât de cretin să fii, mă. Bă, votați iar un mutant din ăsta, bă. Păi, dar la ce te aștepți? Idioții, dracu. Uite, te întreabă cineva, că domnule Sârghii, de ce au bombardat americanii Bucureștiul în aprilie 1944? Că ne-am sucit. Păi bine, le-am declarat și război. Păi le-am declarat și război, dar nu era normal. Nu era normal să te bombardeze. Păi, adică... dar noi eram împotriva lor, noi eram cu AXA. Bine, și oricum au bombardat așa, la vrăjeală. Dar nu au bombardat București, multe au bombardat zona petrolieră. Ploiești și aia, acolo s-au dus să bombardeze. Bine, și să oprească transportul, mă rog, exportul de... Păi eram pionul principal de combustibil pentru trupele AXEI. Da. Te știi, Sârghii, că agențiile de muncă din România o să aducă 500.000 de imigranți forță de muncă din Asia, India, Pakistan, Laos. Cine aduce? Agențiile de muncă din România. Da, mă, dar sunt o imbecilitate, pentru că nu rezolvăm absolut nimic cu chestia asta. În primul rând că e chestia care nu mai spune nimeni acum, e chestia cu natalitatea. Vezi că toată lumea spunea că ăla e imbecil. Dar acum a scăzut așa de mult natalitatea că nu știu, peste câțiva vor fi un om care lucrează la un pensionar. 1 la 5. Acum, dar vom fi 1 la 1, știu cât timp. Nu, acum o suntem 1 la 3, vom fi 1 la 5. La 5, sau nu știu, și nu o să mai putea să dea, nu o să mai aibă cine nu să plătească alea. Nu mai cum. Păi și e vreo campanie de natalitate, de asta e făcut ceva? Nu, singura a fost aia de fire, a făcut atunci, a dădea subvenții la alea pentru... Păi da, și firea o criminală care omoră bătrâni. Adevărat, domnule, nu e adevărat. Păi cum v-a spus ăștia așa, ne-au explicat ei? Unde?
Păi nici până în ziua de astăzi, ce s-a dovedit până și în încă o dată nu mai pot să vă spun cine câștigă și mai mă întrebați ca asta, pentru că PSD-ul, care este cel mai mare partid, și n-am văzut, au spus oameni deștepți și eu sunt de aceeași părere că am urmărit, în clipa când se apropie alegerile, să mănâncă între ei, să rup bătaia pe putere. În fiecare înainte de alegeri, tot timpul s-au fărâmat în alea, în alea, în zonele, pentru că au baroni foarte puternici, care ăștia nu înțeleg că de-aia câștigă și ei așa că le iau voturile din județe. Vezi că au început să-i curețe acum puțin. Da. Au început să-i curețe unul de la PNL, 2-3 de la PSD. Înțelegi? Pentru că voturile acolo sunt. Nu că vine la televizor și că își dă cu... există ca să înțelegeți și voi, gata pentru asta, există o chestie. Călinescu, când a candidat atunci, Florin Călinescu, era cel mai vizibil om, că avea chestiunea, avea cea mai tare emisiune care exista. N-a luat niciun vot. Ei, a luat acolo 0,0. Păi și chide! Deci nu contează că dacă ești vizibil, sau dacă te opui, sau dacă te măscărești, sau ești ca mine, deci cum faci asta, te văd. Să ai structură, domnule. Platformă electorală. Nu, și o structură. La ăștia le-a făcut-o... în scap acum, cum îl cheamă, o să-mi aduc aminte, care a fost de pe timpul lui Ceaușescu, care a fost cel mai tare, că la PSD cât a fost cel mai tare, că le-a făcut structura asta în toate teritoriile, trebuie să ai structuri în teritoriu, mm-hmm. domnule. Uite ce părere aveți despre patronul la mama care nu dorește să angajeze străini, ci doar români. Dumne, este foarte bună ideea, dar își permite... să o aplice, pentru că uite aici nu există nimeni și aici la unde merg eu la Cârciuma, aici la pergola asta, deci practic n-a avut, aici nu există oameni, a trebuit să își angajeze. La mare, știi ce am pățit noi? Că n-am găsit pe absolut nimeni. Da. Și atunci n-ai cum să nu ții oameni străini. Și aș vrea cu români, dar cu români ai văzut ce se întâmplă. Românii prima oară te divinizează, a doua oară valii poate să spună mai bine că a avut să te angajați. După aia te urăsc, după aia te fură și după aia te înjură și fug. Ce ne face Serghei cu taxa de carbon pe case și mașini? Peste 2-3 ani taxa va crește și adio case și mașini. Astea sunt imbecilități care le vorbesc că e afară. E afară, eu m-am stat și m-am gândit, e afară la Davos acolo, sunt când sunt eu, cum sunt eu cu capră, cu Tom, cu Rogozia și cu ăștia, când ne îmbătăm. Vorbim toate alea și când ne trezim ne asomul. Vorbesc și cred că se îmbată, vorbesc prostile astea. Papagalii ăștia le iau și le lansează și când se trezesc, hai mă acasă, că ai acasă că ne-am făcut de căcat. Eu cred că e de la praful ăla, de suflă șaman. Și praful ăla, bineînțeles, toate alea. Ce de aia, că o să mai imbecit, ăsta, că nu o să mai mâncăm carne, că nu o să mai mâncăm aia. Ce să mănânci, bă? S-a demonstrat că și astea cu curent electric e o căcănărie, da. Și că rămâne mașinile tradiționale, da. Și că mașina și încălzirea va fi cu încălzirea, toate astea, eu căcat că încălzirea tradițională, da. Va fi pe cărbune și pe toate astea, deci tot ce sunt de mii de ani, deci astea au fost niște ștouri care, cine a pus botul, au pus, au făcut miliarde și la revedere. Păi ne-am văzut că o mașină electrică, de asta full electrică, costă încărcarea cam... Chiar în unele cazuri mai mult decât o de-asta să o încarci. Dar nu mai sunt, au început să dispară. La noi jamiu să le încarci. Ei, sunt, dar e... Eu vreau să că la noi aici, în perimetrul unde locuiesc. A, aici, nu știu, nu sunt stații? Nu? Da, sunt stații. Are una capră în gură și una Raul în cur. Da. Au oamenii și-au făcut în casă, cu panouri, cu astea, cu... Da, domnule, nu știu, a nebunit și cu ora cu panoul eu, să-și pună panoul, să văd ce face. Hai mă, face un căcat. De ce, domne? Că trebuie să ai convertor, nu știu, mi-a explicat cine, unde am un convertor în nas. Cum? Invertor. Și dacă ești așa deștept, de ce nu? Domne, lumea vrea să țăcăm la ăla. Domne, țăcănăm la player. Domne, nu știu, o să mă vedeți, nu știu în care duminică o să vă anunț, că am fost la roata norocului, se numește cu doamna Mara Bănică, unde am câștigat totul. Da, știu cu consoanele până la urmă. Domnul, am învârtit și a... și a răspuns, am înțeles. Ați făcut diviziunea muncii. Wow! Da. Zice Gogoașă că Soala, ora actuală, produce mai mult de 60% din energie cu gaz.
Da, dumneavoastră, bineînțeles, asta, la noi pun botul toți sateliții ăștia și toți proștii care se uită pe astea și care sunt plătiți să susține imbecilitatea, că se bășește vaca și ne ia oxigenul, că grohe porcul și să-l omorâm cu muzică de Bach și că să intrăm în frac, să vorbim cu porcul, nea, porcule, te rog eu frumos, știi, am papion, aș vrea să te mănânc de Crăciun, de aici de acord, porcul, dă-te morții, mă, adică mai vreau un Crăciun, hai că îți dau așa, cu, îți dau un Bach și două ciocane. În cap. Niște cretinități, niște și bățim până mi-asă imbecilitățile astea. Păi când o invitați pe Mara la dumneavoastră? O invităm pe Mara ca să facă toate scălămbăiele. Ce părere aveți despre europarlamentarul Cristian Terheș? Una din cele mai, unul din cei mai pertinenți oameni din politică. Uite, ăsta e un om bun pe care l-a luat, dacă îl va ține. Mm-hmm. Terheș, într-adevăr, știe și vorbește la subiect și la obiect și a fost pe afară, adică le vorbește exact ce trebuie. Zergut, Terheș. Serghei, cum vezi vara asta, sezonul pe litoral? Eu zic că va fi jale. Varză. Va fi varză pentru că au început să, uite, cu toate dezinformările acestor imbecili, cu toate știrile lor, că tot vor să ne sperie că ne atacă rușii. Și am văzut acum un reportaj și că vor bombarda porturile Ismail, Bismail și Kismail și atunci deci, a scăzut cu 70% turismul în Delta. Da. Și au apărut sute de, din astea de pensiuni care au fumat să le vândă, da. Nu le cumpără nimeni, nici aia da. De afară, că nu mai vine nimeni. Pentru că cum deschizi televizorul, a căzut o dronă, a căzut o bășină, o bucată de tablă de căcat, le-a făcut la vagabonzi ăștia, vagabonzii le-a făcut oamenii ăștia amărâți acolo, doi saci și cu un beton, unde să fugă aia. Păi dacă vine vreo dronă, putu-ți betonul și sacul mătii, nu mai rămân nici bășină în aia. În fiecare seară au căpiat, mai ales pe emisiunea aia în care suntem atacat de ruși, încât nu mai merge lumea în Delta, mă. Nu e numai ăla motivul, e varză oricum în Delta. Stai, mă, puțin că bă, mergeau la pescuit. Știu. Le-au confiscat ucrainienii bărcile, i-au prins ucrainienii la vapoarele, i-au prins pe acolo, i-au făcut. Nu mai merge lumea, bă, lumea se sperie, bă, dacă atacă când suntem la pescuit, vine drona. Da, nu, de ce nu te gândești? Mulți străini se gândesc că străinii pun botul mai mult ca noi. Da, corect. Un neam sau ăsta, mamă, vine rusul, vine rusul. Unde să vine rusul? Vine Petre rusul, colegul meu care a fugit în Olanda. Asta are emisiunea cu Sorin Ovidiu Bălan, cât am mai putut să mai mănânce. Da. Scorpionul. Scorpionul, da, bun scorpionul. A turnat-o. Opriți emisiunea, nevastă scorpionului. Ce-a zis? Da. A fost bun scorpion. Da. E, și așa asta s-a întâmplat cu știrile astea de căcat, că tot vor să aibă știri ca să uite lumea la bășina lui de televiziune, că nu se uită nimeni, înțelegi, și-a nebunesc toți, au speriat absolut pe toată lumea. Cine a murit, mă? Câte? Uitați un crater, uitați un crater, mă uitam o bășină de groapă, n-a murit nimeni. Radarul alert și au fugit. L-a dus pe unul fără dinți în gură, un știm. Uitați, domnul, crăpătură aici. Păi avea crăpătură că la casa de chirpici. Dă-te morții, mă, dine, idiotul dracu. Nu că a căzut. Uite, a căzut una pe țiglă. Cine a căzut, m-a putut țigla, mă, tine. Bine, și mai era ăla care urla. Știi despre cine vorbesc, da. Cu Steagul Americii. Da. Să se ridice avioanele, să da, tragă, să doboare. S-au ridicat avioane, s-au ridicat multe avioane sus. S-au ridicat sus în cur. Și dacă ridică avioanele, ce se facă la dronă? Bine, alea dacă se ridică, alea de 40 de ani pe care le-am luat. Dar stai puțin că le-ai explicat ăștia că sunt drone iraniene care zboară joc, nu poate să fie detectate și lovesc ținta. Da. Dar aia nu știu o treabă cu noi, mă, iau cu portul și lovesc, că eu o bagă în gură. Da. A, că sară o bucată de tablă, un slobul, pe aia s-a întâmplat, da. Panică, azi un nou atac cu drone asupra statului român, s-au ridicat avioanele, eu am ridicat bășinile și du-te în pizda, măti, cu morții mamei voastre și au distrus Delta aia, bă, că m-a apucat de când am văzut, bă, niciun turist străin că nu ai mai fost de mult în Delta, nu știi ce condiții sunt și cum e, când ai fost? Am fost, chiar își spun la aia, una foarte tare, singurul cel mai plăcut de 5 stele, am fost, ne-a cu bărcile și cu alea, am fost în lumea greu pentru că eu rămân în pește.
Da, ai fost la aia, dar are căsuțele alea făcute pe movilițele alea, nu? Nu, pe căsuțe, pe movilițe, să te duci tu cu, cu gogoașe și cu adiță. Eu am fost la hotel de 4 stele, cu 5 stele, cu piscină, luxury, cu... Nu știu cum, dar nu, știu unde. Nu vreau să spun unde. Știu și în primul rând că am doi prieteni care au niște hoteluri unde de te lasă mut. Da, nu, eu mă refer. Cu alea deci și cu alea. Pe lângă asta să te duci așa să zici, doamne, mă duc la pescuit o săptămână, la, o din asta. Și la Portița a fost aia cu căsuțe, cu unde a fost foarte tare. Da. Unde se îmbină marea cu Dunărea. Ai fost la Portița. Ce dracu, mă? Da, domne, dar nu la alea mă refer, că alea sunt mișto. Bine, și costă, stai un pic, că nu e... Dar nu mai e nimeni, costă. Nu era așa scump, nu mai merge nimeni acolo. Acum e vreo 8 sau 9 milioane pe noapte, cam așa costă. Unde, mă? Alea cu căsuțe frumoase, cu alea. Eu nu am fost la căsuțe tale, mă duc aici. Și aia, e tovarșul nostru cu alea cea mai mare, delta, cu șalupe, așa. Cu alea, cu piscină, cu toate alea. Așa. Nu știu, pot să-l sun pe domnul, nu așa mai sun pe cine, că e... Nu știu, să te spun, nu e mare. Dar nu, mă refer efectiv să te duci așa, să pescuiești, să... Păi eu am plecat la pescuit, eu nu pescuiesc. Eu am înțeles. Am luat bărcile și le-am plimbat. Da, domnule, am înțeles, dar mă refer cum se duc 90% se duceau cel puțin în populația asta, da, și la corpul pescuiesc, frumos, da. Asta, stăteau o săptămână la corpul ăla. Da, nici ea nu mai merg. Păi aia îți spun că nici ea nu mai merg. Păi de frica dronelor. Aia e o chestie foarte mică. Scoțiți-le varză, îți dă amendă. Stai-mă puțin, eu vorbesc de pescuit. Eu vorbesc că alea care până acum au spus că erau pline. Tu te referi la turismul turism. La turismul turism. Okay. Care erau pline, care acum sunt ocupate 10% datorită roaletelor care le dă pe telefon Arafat. Da. Ăia fug, ăia sunt un stat întreg și depozitul are 3 locuri. Eu știu unde să bagă ăia în sacii aia. Le-ai văzut cum arată? Am văzut. Unde morții, mă, să duc? Le-au rămas de la cine știe ce. Nu le-au făcut acum noi. Nu le-au făcut, domnule. Ba da, tu mi-ai făcute noi. Bă, am studiat. A studiat? Niște bășini. Așa. Nu, sunt niște pătrate de beton și saci doar pe o singură parte, că pe acolo vine drona. Da. Dacă vine pe partea asta, nu, băi, dronul, dă-te morții, mă, tine. Unde-i sacul? Nu poate să vină pe spate sau să intre pe gaură. Unde sunt fraierii? Păi și te duce să te adăpostești într-un din ăla? Primul. Primul. Pe care parte te pui? Și sunt sute de... Bine, sunt prea bătân și n-am bani. Că așa. Sunt sute de pensiuni astea care sunt la preț foarte mic, bani, că nu le cumpără nimeni. Acum trebuia cumpărate cât o să o țină sărăcia aia. Că o să se termine așa ajutorul, o să dea mai... Dă robotul, că e singurul care îi mai... Ce ajutor să-i dăm noi? Bombe cu căcat. Noi nu avem gloanțe pentru noi, nu avem absolut nimic. Da, da, ai văzut că suntem între țările care dă peste 2% din PIB la NATO. Foarte bine. Ai văzut, nu? Ai văzut ce a spus Trump. Trump. Nu dați, nu vă apărăm. Corect. Care o chestie corectă. Da. Ai văzut, noi suntem mai șmecheri ca Spania, ca Italia, ca tot. Da, dar avem industrie, bă, noi avem, bă, avem rupem. Economie, rupem în două, băi, și e bun. Economia. Învățământul este, putem pe curdu de emisiuri, avem fabrici, avem uzine, avem... Nu te simți protejat? Eu sunt cel mai protejat. Te bagi aici în pământ? Păi eu îmi fac o din aia cum au făcut aia acolo, îl chem pe Vică, așa. Contra două sticle de țuică, îmi face un buncă la mai tare ca lui aia. Nu cred. Ba da. Eu zic să faci asta. Și scoți și sacii care a băgat Nina să mărească pământul. Să nu se mai surpe malul. Da, înțelegi? Iau de acolo și îmi fac, dar îmi fac acolo sub ponton. Domne, Nina vizionară, vezi? Da, vezi. Mă bag sub ponton acolo, stau. Ce trebuie mie? Uite, te rog, întreabă de Roșia Montană că trebuie să facem plată 2 miliarde acum firmei canadiene. Da. Cine îți scrie acolo? Seara de Daniel. Cine? Nu știu că n-am numărul, cred că Gogoașa e cu 36? Cred, nu știu. Așa, ce zice? Că Branconaș, că te faci un delta. Branconero, și vrea, da. Am înțeles. Vrea să stai la căsuțe, la... Da. Zi, Doamne, cu Roșia 936, Montană. Este memoriam. Ce să zic cu Roșia Montană? Ne-au ars în coată derbedei ăștia care ne-au păcălit și cu toate astea. Cioloș. Cioloș n-a inventat toate minciunile, toate astea. Da. Ne-a ars, vom plăti miliarde, la vaccine, nu-i trage nimeni de față. Iar începeți, dacă era PSD-ul, era acum piața plină de miliarde de oameni cu corupția, cu ăsta, cu covrigarul. În Zeghe, cu așa ce aminte și de Dragnea, mai scoteau și pe Dragnea de la Naftalină, care e bucătar, îi scoteau pe toți, corupția ucide, criminalilor, bestilor și toate astea, nu? Că au furat miliarde și toți useriștii sunt cu dosare, ar trebui să fie cu dosare, nu ne face nimeni, nu se întâmplă nimeni. Foarte bine. Să vezi cum moare treaba cu vaccinurile.
Adică moare în ce sens? Cad că nu se întâmplă nimic. Și da, dăm bani. Nu scăpăm de bani, dar nu le face niciun proces, nu ia pe nimeni, nu se întâmplă absolut nimic. Pentru aia s-a făcut Tanti Macovei, acum cum s-a bătut joc de băiatul ăla, de omul ăla. Ce a făcut Tanti Macovei? Că a mutat cazul. A mutat acolo, a recunoscut, a venit ăla un om cu foarte mult bun simț, a zis, bă, nici măcar, domnule, afară că a mutat acolo, nici s-a uitat la mine, nici mi-au dat voie să vorbesc. Asta e nasol. Da, și avocatul lui doamna Macovei a spus că e o sumă foarte mare care i-a dat 100 și ceva de mii de spăgubire. Ăla se operează de atâția ani, se mai operează încă vreo 10 ani. Pe care îl costă calabaro, că a venit în cârge și amințarea. Și a zis că e o sumă care este foarte bună. Și asta a spus, omul vorbește foarte politicos. A spus, nu aș dori al domnului avocat și o dată să treacă prin câte operații și prin când stau eu de un an și ceva, numai în spitale și numai astea care mă costă să de mașină. Deci ți-ai distrus viața, ce normal operație, da. Așa trăiești. Deci vreau de-a voi să vorbească. Instanța, onorata instanța. Păi și atunci mai e procesul echitabil? Păi cum e, dar cum să o ia pe zeița corupție, mă, frate, mă? N-a făcut ea codul penal, nu i-a adus ea pe ăștia. Pe Băsescu, da. Nu pe Băsescu, și pe toți ăștia. Nu, vremea lui Băsescu, ea a fost aia care a ieșit. Păi noi cu ăsta care, cu Ghina, nu eram chiloți în metrou. Bădiță. Ca o carieră. Cu corupția ucide. Ce rea? Domnule Mizilu, întrebare, l-a grațiat sau nu Ion Iliescu pe tatăl dumneavoastră? Nu, l-a băgat la pușcărie pe tatăl meu. Pe invers. Pe invers. Lumea l-a pus în CP1 și l-a băgat la pușcărie. Păi invers a fost. Ce părere aveți despre primarul comunei dumneavoastră? 100% îl votez. Că ți-a asfaltat strada. Dar nu că a asfaltat strada. Stă-mă puțin, da. Da, mă, eu știu, zic la miști, știu că mai. Dar eu făceam de asfaltat strada mea. Asfaltat toată tot zona asta de străzi. Da. De aici care erau vreo 20 sau câte dracu erau cărcea. Ne-a pus curent. Vine salubritatea. Da. La prima ninsoare curat aici, dezăpezit, alea frumos, da, da, da. Dimineața, părăcoare, când mă scolt și mă uit cu ochii în zare, făcut până trecut de poarta mea. Am văzut. Ții minte când veneau zăpezile alea și aici că se troinea la colț. Eram cu tata, nu puteam să ieșim și luam în cârcă și fugeam pe câmp că se troinea aici și nu băgau nicio lamă. Da, dumne, da. Că am pus problema, zic, bă, da, sunt oameni bolnavi aici, ce se întâmplă? Să n-am parte la prima zăpadă, dimineața când mă scol, este asfalt. Da, da, nu, am văzut și noaptea atunci când am plecat. A făcut aici la școală, a construit, a făcut, da, a făcut școala. A făcut mișto. A făcut mișto, da. Și parcul ăla de copii, da. Și toate, adică... Și în partea asta, la altă, când te duci, am văzut că a făcut acolo asfaltat, am văzut că a dat autorizații de s-au construit. S-au făcut spălătorii, s-au făcut astea, Lidl, Penny, alea, s-a făcut totul, cum am oraș. Deci e un primar bun. Bă, e singurul care a făcut. De când sunt toți primarii. Și încă o dată, care mai vă spun acum și bă, să uită toți nagovenii la mine și toți ăștia și toți unde stăm în comună, în Germăneștenii, este singurul primar care l-am văzut vara, că am mers la el așa într-o audiență, care stă afară în parcul, în fața primăriei, la bancă și vine lumea și vorbește cu el. Bine. Nu la birou, nu cu că toți că ceacă, își face reclamă, reclamă, asta face. E un lucru bun. Nu te duci acolo, stai secretar, cine ești, în ce casă, stă pe bancă, stau frumos, are niște băncuțe, te așezi pe scaunul ăla și îți vine rândul, te așezi, vii în fața lui, vorbește. Da, căutați-o pe Clotild. Cauți pe Clotild din gură. Păi nu, dar la polul opus, căutați-o pe Clotild, nu? Deci pe acest primar îl votez în continuare. Bun. Acum fiind, având buletin de germanești, am dreptul să-l votez. Foarte bine. Așa de rău te-a supărat Clotild, da? Nu, m-am mințit cu ora ca să ne pună alea. Ce? Cu... să poți să aplici panourile, să aplice, da. V-a mințit? Păi nu, trebuia să se pună ea cu neamul ei să se facă germănește, m-a făcut pe mine. Bine, nu-mi pare rău că sunt cu burchi, știi? Că acum mergem să bem, ne întreabă unde sunteți, dumne, ca orice germănăștean, suntem consăteni, mergem la Lions. Cum merge orice băștinaș, orice om care e la pensie, a muncit pământul și acum stă acasă și se duce seara la pensie să vorbească cu... cu consătenii. Uite, cineva întreabă dacă ai antenă 5G la Snagov. Ce e asta? Semnal pe telefon 5G. Am? Nu știu, eu nu am 5G aici. N-am nici semnal aici.
Păi da, dar niște parole aia care... Nu e, domne, semnal la telefon. Nu știu, mă lăsați. Germăneștean cu podcast, zice Checkmate. Păi da? Da. Mama e Prodanca, nu știu dacă ea... Da, aici. Păi nu știu, că transmite din niște scaune de alea jilți, așa. O fie aici, dar nu-i germăneșteancă. Nu, e pe partea aia altă. Nu, e tot de aparține, dar nu cred că e germăneșteancă. A, are buletinul încă pe... Nu știu, nu cred că și-a făcut buletin aici. Nu știu, întreb. Da. Cu cine votez anul acesta? Deocamdată cu nimeni. Păi n-ai cu cine? Cu cine să votezi? Și vorba lui Nea Cristoas. Dar să vedeți că apare exact cum a apărut ăsta, că nu știa nimeni și i-a bătut pe toți, le-a sunat apa cap. Da. Robotul. Și că, dar cetățenii din Gruiu cum se numesc? Gruiuleni. Gruiuleni. Mă, dar Capre ce face? N-a mai făcut nicio agitație, nimic? Nu, Capre a fost depozitat de el, ce? Regele. Așa. Merge depozitat de carnet. Nu cred. Cum adică? Și nu l-a citit pe abuzurile care le făcea, l-a citit pe... Viteză sau ce? Nu, pe dungă, aici, la noi. Și ce, acum e pe scooter? Ce faci? Acum era pe casă, punea niște conuri. Doamne, dar s-a mai întâmplat chestia asta de două ori când l-ai sunat să vină încoace, era pe casă. Ce acum punea un horn. Doamne, dar are niște tănaste, e pe casă tot timpul. Da, nu știu ce face. Și că a anunțat Dan Puric că o să candideze din partea AUR. Dan Puric e mai deștept. Este, dar nu cred că are șanse. Nu. Dar nu cred că îl lasă Simion să candideze președinte. De ce? Păi crezi că candidează Simion? Păi, la cât și-a făcut partidul așa, la cât a tras, ar fi culmea acum. Că și aici e o chestie, adică cum eu muncesc de-mi țar dinții și vitul să-mi iei caimacul. Punem președinte din partea partidului AUR. Păi și partea nu ai văzut experiența noi, cine a ajuns președinte, s-a pișat pe toată lumea și a făcut ce a vrut. A călcat Constituția și a devenit un mic dictator. Păi și tu crezi că Puric se ridică? Nu are nicio treabă. Eu știu. Să compari. Deci nu, sub nicio formă nu pot să o compar pe Puric cu Derbede ăștia, dar istoria a demonstrat că omul când dă de putere se schimbă. Eu sunt foarte circumspect la această problemă. Am văzut sute de mii de oameni care spuneau complet altceva înainte să ajungă pe funcții și când au ajuns pe funcții au sucit-o cu 20 de grade. Uite-te cu mașinile. Nu se, dacă vreți, le-au pe Govrigar, pe cum îl cheamă, pe prim-ministru. Nu s-a jurat pe carne de porc că vor merge mai cu dastere. Ia uite-te cu ce pleacă. Mercedes. Nu, numai, acum iarnă, merge mai cu Volkswagen-uri Touareg și cu... Aoleu. Și cu Q-uri și cu Miuri și astea. N-au zis că merg toți cu Dacia? Că vom fi patrioți? Nu. Care merge? Merge mama. Când voi ajunge președinte, nu voi face ca Ceaușescu să merg cu poliție cu asta și cu asta. Voi merge cu o singură mașină singură. Da. Nu, nu face ca Ceaușescu. Oprește tot drumul. București, Sibiu. Asta așa în este. Toate intersecțiile. Am nimerit și merge, de două, merge cu 500 de mașini, nu cu una. Am nimerit pe Iuliu Maniu odată. E ok. Dar stai puțin, pe tot traseul, toate intersecțiile sunt blocate. Da. Nu, o trimitem pe Iulia să încurce. Da. Eu am nimerit pe Iuliu Maniu de două ori și oricum n-aveai unde să te duci, n-aveai ce să... Știu! Da. Bine, am înțeles că el face așa că e frică să zboare. Da, e frică să zboare cu avionul de linie. Dar Iulia se uită la noi, am putea să întreb sau nu? Nu se uită. Nu cred că poate, că mi-a zis că nu poate să vadă, că nu știe. Din cauza bebelușilor? Nu, din cauza ta, că nu știu, că nu i-ai spus cum să intre, nu mai poate să intre pe... Pe YouTube, pe ce să intre? Nu, mi-a zis că trebuie să întrească cu tine, că nu știe să intre, că Dana a intrat la tine. Înseamnă că probabil că nu știe ceva la aplicație. Aplicațiile, da. Te întreabă Ciprian cum se numesc oamenii din Slobozia. Sloboziți. Ce părere ai despre candidatura lui Mădălin Voicu la președinția Asociației de Locatari? Nici acolo nu are. Nici acolo nu-l mai primește. Păi ce, stă la bloc? Stă la casă. Dar n-are cum să-l primească nicăieri, bă. L-am văzut la... mi-a trimis o persoană. Am văzut câteva secvențe la Denis Rifai la 40 de bani. N-am putut să mă uit așa. Așa. Aceleași bășini, aceleași harfe. Să dădea futac, să dădea... Fața de mumie, de descompus. Cine? I cad pule din cor el. Și tot insinuat și cu aceleași glume. Sunt dependent de femeie. Ce dependent? Du-te. Stricăciunea dracu, te-au făcut toate varză, ți-au luat totul, dependent de morții, măi, de sărăcie de aici. Bă, n-am putut să mă uit, am băgut spume la gură. O cocleală bătână, ne mai dăm că futem. Ce să putem, picioare în gard?
Domnule, uite, spune Andrei Alexandru, eu am nimerit-o pe Iulia în sens și nu am mai intrat. Dar chiar nu se uită? Nu scrie, nu, deci... Nu e aici, nu, nu e aici. Nu cred că se uită. O să-i trimit link-ul. O fi plecată, o fi cu bebelușii, cu ce zicea bebelușii acolo. Bebelușii cine sunt? Păi nu știu, nu zicea că se auzea bebelușii. Pe bebelușii era la etajul, erau bebelușii la alt etaj. Și ea ne-a speriat pe noi că a crezut că e sus atacul. Și după aia un bebeluș la etajul la care și să stăm liștiți că nu era la ea în casă. Să nu ne impacientăm. Să nu ne impacientăm, că noi toți fugeam de aici spre mașini, să plecăm spre București. Toți eram pe volan, pe mașință. Te întreabă cineva dacă crezi că interviul cu Putin chiar a fost interviu sau a fost mai mult ca un mesaj dur din partea lui Putin. Păi n-a fost niciun mesaj dur din partea lui Putin, că Putin practic a dezamorsat toate minciunile astora. Dar s-au înțeles la interviu, adică n-a fost, adică a zis, domne, mă întreb de aia, de aia, vorbesc eu așa. Nu. Adică n-a fost o chestie, nu zici că s-au înțeles? Nu, pentru că am văzut ce a spus, că prima oară n-a vrut să a stat așa îndoit și Carsten a zis nu știa că îl primește. Da. Și după aia a zis vino. Nu se vedea clar că erau... Da, dar ci că asta e o tactică de-a lui în care îi lasă pe ăștia să aștepte, să nu știu ce, o jumătate de oră, să că așa face de fiecare dată la interviurile astea. Cred că face, că omul e, omul e drac. Păi. Auzi să știi că e mort, că nu mai are nimic, că nu mai are... Și a furt ai glume, Caterin, că ai văzut, ce de nu? Bun. Și a bătut pe Andrei Sunata pe în cap. Azi am văzut că au spus americanii că Ucraina e aproape de pierderea. Păi ei au început să apară jurnaliști din Ucraina care scriu cu astea, păi că nu mai au ucrainieni. Resursă umană. Păi nu l-a demis pe ministrul de război? Ce? Ăla ne-i latră să-i dăm drumul? Putea că-i dau eu. Prostola. Auzi, dacă l-ai văzut pe Negoiță la 40 de întrebări, când spunea că el trăiește cu 46 de lei 3 zile. Nu, nu l-am văzut pe Negoiță, dar ce a făcut Negoiță, eu zic că a făcut foarte bine. Și unul din primarii care a făcut lucruri bune. Nu știu din cât trăiește, din cât nu trăiește, dar... Bine, Negoiță are bani pentru că a construit, l-a construit pe barba lui, nu... Că Biden are curaj să dea un interviu la un jurnalist rus? Întreabă Gabriel. Dar Biden are curaj să dea interviu pentru că și acum a confundat ăla Mexicului cu... Da, s-au șucărit ăștia toți, a zis, gata, lasă-ne. Acum o să... Acum 4 luni am văzut, l-a confundat pe... Îl felicita pe ăla Mexicului și vrea să-l felicite pe nu știu care. Bun, bun. Da. Și aș spune în încheiere. Și ziceți că aș terminat apoteozii și toată lumea zice că, că n-am memorie. După ce s-a făcut de căcat, s-a făcut singur cu asta. Nu știu să ne spună lumea pe cine a cumpărat, dar cu cine. Și deci au scris și ăștia că lasă-ne, tati, că... Uite, cineva întreabă că dacă e normal ca oamenii să nu își poată lua tratamentul pentru cancer din cauza că statul nu este în stare să securizeze datele. Păi știu că au avut probleme cu... dar nu cu atacul. Nici nu au făcut, n-au... Nu, e cu atacul ăla, dar blocat. Da, dumne, cu atacul de-a blocat, dar am văzut că și ANAF acum, fără să-i atace nimeni, n-au putut să facă... Bine, oricum nu pot să... Adică noi facem și atacați și neatacați. Și bineînțeles că au apărut experți, că e mâna rușilor. Bine, zice că ai Mexicului cu a Egiptului. Așa, Mexic cu a Egiptului. Da. Adică legătură foarte apropiată. Da, mexicanii cu egiptenii. Și asta a spus și toată lumea spune că, că sunt stăinii la memorie. Bine, o fi văzut nisip acolo, nisip acolo, ce-o fi zis. Nu știu ce, l-am curcat. Dar nu știu cum nu mai lasă în situația asta, că totuși e... Și ce vrei să-i facă acum? E penibil, bă, dar poate să-ți băi, dă-te bolnav, vine ăla care e al doilea, ține țara, nu se poate, el nu știe unde e. Da. Da. De asta s-a și întâmplat ce s-a întâmplat și cu, asta este teoria mea, dacă avea un președinte puternic, nu s-a întâmplat nici... Nu s-a întâmplat războiul. Războiul nu ne paradea pe noi cum ne-a paradit în halul ăsta pe noi, adică nu refer la noi, la Europa, nu s-a întâmplat toată căcănăria asta. Da. Aia ta pâlf, ăla, așa mea, da, nu. Se încarcă. Pe zi am și atât mai puțin tensiunea, că zic eu am spus-o de mult. America o să își ia mâna după de pe Ucraina și o să câștige Putin. Are cele mai multe restricții din lume și tot se menține cea mai mare putere din orice punct de vedere. Dar nu că s-a zis mai că așa, a crescut cu 80% absolut totul cu embargo ăsta care a făcut. L-a îmbogățit. Da. În loc să facă varză,
L-au îmbogățit. Da. Asta au și spus ăștia afară. Dom'le, am făcut acest embargo și ăsta s-a dus și noi ne-am dus în cap și au zis și nemții, da. Și el s-a... Păi de asta au zis când mai dă. El are aliați puternici. Adică care nu sunt dependenți de el. Afară că are aliați puternici, țările mari din Europa erau dependente de, asta spun. De ale lui și atunci el n-a mai vândut-o, a vândut-o prin India, prin alea de la marfa lui asta și spun. De două ori mai scump. El a jucat pe cartea aia, adică ăștia care nu prea sunt cu americanii cu așa, el i-a tras ca aliat și a spus, bă, vă dau la preț mai mic, dar tot vă dau, adică eu tot vând, tot scot. Sigur. Americanii cu nemții și cu restul, ce au făcut? Că ei erau toți dependenți de el. N-ai văzut, le-a răspuns cu nostrimul. Păi eu aveam interes să îl sabotez. Da. Dar toți știam lucruri. Adică nu era o chestie de... Toți știau, dar a spus ăștia de la televizor că el l-a sabotat, el sabotat singur pe el. Da, el își lua banii. Aia a fost, da. El își tăia singur. Adică eu îmi dau foc la casă. Bine, era să-mi dau foc la casă. Ca să eu mor pe american, dar era o chestie luată de la... Vlad Țepeș, da, șmecher, nu așa, da. Deci Iulia nu se poate uita pentru că îi cere YouTube-ul ceva. Ți-am spus că îi cere ceva, da. Și nu poate să uite. Și că nu știe cum să fac. Ți-am spus că mi-a spus. Ok. Da. Păi îmi spune să cere, întreabă ce cere YouTube-ul, să-i dăm noi. Ciprian te îndeamnă să aprinzi o țigară. Da. Nu. Putin ne îndeamnă să ne luăm teritoriile înapoi. Ce zici? Da, aia este Nembărliga. Aia e o vrăjeală. Aia și-a bătut joc de noi și de NATO. Pentru că noi nu avem cum să mai luăm teritoriile, pentru că noi le-am cedat de bunăvoie. Ca să intrăm în NATO, da. Trebuia să avem vecinătate, de-aia nu poate să intre niciodată, nu înțeleg ei. Ucraina nu poate să intre niciodată în NATO. Pentru că regula, doar că schimbă regea. Și atunci venim și noi și ungurii, toți ne luăm și noi teritoriile. Da. Bine. Și polonezii. Deci e foarte simplu. Noi le-am citat de bună voie că ca să intrăm în NATO trebuia să avem acordul țărilor vecine că avem, nu avem conflict. Deci dacă ar schimba pentru Ucraina, atunci ar veni polonezii, ungurii ar cere-o în 3 secunde. Dar apropo de Ungaria, ați văzut ce înseamnă totuși un popor puternic și o țară civilizată? V-ați uitat, dragii mei, care votați cu, și cu brichetele și cu mânuțele prin piață. A grațiat doamna președinta Ungariei, a grațiat pe un violator. N-am văzut. De copii? Păi n-ai văzut că te uiți, tu ești la emisiunea tale, în care nu se uită nimeni. Așa. Așa și știi câți au demonstrat? 1000 de oameni. Și a dat demisia. Da? Da. Bun. Și mă uitam la noi, cât a făcut ăsta. Și toți sunt bârlog în casă, mă, și niciunul n-ați făcut nimic, mă. Nu că trimite pe ăla acum ca să ne bage în război cu și toate căcaturile astea că nu avem bani. Aia a grațiat și și-a dat demisia, nene. La revedere. Da. Ce zice chestia asta? Foarte muți? Bună. A reușit Iulia. Da. Și a zis bună ce seara și la revedere tuturor. Da? Da. Da. A zis, a, s-a făcut, văd, mai bine nu se făcea, mie somn. Culcă-te, Iulia, îți spunem noi mâine ce-a fost. Rezultatul, da. Și apropo de asta, ai văzut cum a jucat-o Orban, nu Orban al nostru. Candidează și Orban la președinție. Orban votez cu maimuța pe el. Și cu aia, ai văzut cum a candidatul, că vrea să intre, să dau Suedia și alea, dar vrea să dau semnătura? Bani, alea. Păi asta spun, că ăsta de fiecare dată, când a avut ăsta Orban, de fiecare dată a zis, da, semnez, dar deblocați-ne și nouă banii ăia, vrem când banii ăia. Când i-a prins la înghesuială, i-a ars. Da, da, da. Noi când i-am prins la înghesuială, ne-au ars. Așa e. Votați! Bă, ce bine îmi pare, bă! Vine neamțul, face Germanie. Germania v-a făcut. Lager! Da. Va mai avea loc o nouă împăcare cu Raul? Întreabă cineva. Dom'le, două secunde, ca să lămurim și cu acest element, personaj. N-am ce, e de la internet cu blocatul. Nu, n-am ce să-i fac, îmi pare rău. N-am. Adică, ea ne blochează? Se blochează imaginea, adică s-a cadat așa. Dar de ce? De la internet. Ea ne urcează ăștia? Da. Suntem sabotați. Dom'le, deci s-a luat legătura cu Raul de către mine și Tom Club și restul așa și am propus să vină la Tom. El vrea să ne tragă înapoi acolo, să fim tâlhăriți. Înțelegi? La Tom Club a fost foarte clar
că ăla m-a zis că să plătește, el a zis că n-are, că nu vine, că vine să muncească, că nu, că tot mi-a zis, păi dacă vii să ne iei, să te luăm, a făcut Caterinca, plătește măcar benzina, a zis că nu plătește absolut nimic, noi de ce suntem fiind obligați să plătim el, nu, n-am înțeles în nicio formă, în fine, i-a spus, lasă-l mă de lângă casă să vină aici și nu știu, nu știu, a zis că e în București, că mai vrea să le ia nimeni și că vine, și în clipa când l-am așteptat acolo cu capră, cu toată lumea, că nu știu ce, n-a mai venit și n-a mai răsat telefon. Deci noi am dat tot concursul. Deci el... Și o dată venea pe capăr, că nu știu ce, că... Și o dată vineam că dacă îl luam, că făceam mișto de el, că nu știu ce. Deci a fost foarte simplă povestea. Dacă nu s-a făcut acolo, ca să poată să... Decartăm. Să decartăm, să facă un mic comerț stradal, altceva nu înțeleg ce se întâmplă. Nu m-a mai sunat, n-a mai vorbit cu noi. Să fie sănătos. Noi l-am chemat. Vrea să vină bine, vrea să vină iar. Deci, uiteți, această chestie s-a fost anunțat că vine în emisiune. Da. Avem cele 6 convorbiri de câte ori am închis telefonul lui Tom. Când Tom îi spunea, dom'le, dar știi că trebuie să plătim benzina. Hâți, închidea telefonul. Dom'le, avem o întrebare. Ce ai pregătit doamnei Cora pentru mâine de Valentine's Day? Hai, dom'le, terminați cu prostiile astea, dom'le. Și acum un an de zile am avut o emisiune în aia cu... Cine? Noi, cei toți. Eu cu Cora niciodată. Nu, domne, eu cu tine, cu Ana și era și Iulia aici. Dar ai povestit cu stripperii, cu alea, când aveai... Băi, ce mai mare imbecilitate. Nu aia de ziua femeii, mă. De ziua femeii era? Pe acolo merg la stripperi. Merge și mergea și Iulia avea o brigadă de unele cât masa. Da? Îți dai seama cum arăta ea cu 20 de kg cu alea. Nu dau nume. Să mai uită... Te ia. Ha? Te ia. Venea și la mine. Ea a intrat pe sub ușă și a aruncat pe apă ușă. Hai, mă. Da, dom'le, da, să recunoască dacă mint. Asta ziua îndrăgostiților. Noi avem dragobete, bă. De dragobete, dacă vrei, da, facem emisiune. Îți spui busuioc super. Îmi pun busuioc în cur. Uite, Iulia comentează și zice: noi nu suportăm această zi. Da, se răspunde, era cu plinuțele la... Cu plinuțele? La nu mi a spus. Vezi? Și îi spuneam, vezi, când aveau alea pâine în mână, fugi de la masă. Fai de capul. Dar unde? La cena? Și la cena a venit, da. Iulia, te-au dus și la striptease, la ăia, la... Chip and Dale. Păi bine, atunci când își scuturau aia pantalonii, când îi scuteau așa, cădea Iulia jos de la curent. O dărâma curentul. Uite, ți-a pus, zice, aici, că vine Valentine's Day, asta înseamnă că fete pe droguri, bete. Asta înseamnă dragul bete. Am fost o singură dată când a făcut Brancu o emisiune și n-a știut ceea ce face. Uh-huh. Când eram la cena și a zis că se vorbesc eu cu Cora, au venit cu o inimă cu astea. Am vorbit eu, a vorbit Cora, n-a vorbit Cora vreo 3 săptămâni cu mine, că smitocan, că nu știu ce am zis. Și ce emisiunea asta, cum să ne dăm noi? S-a enervat și acum să ne dăm inimi cu lumânări. Du-te, dracu de... N-ai dat inimi? În cur. Uite, cineva zice că e tare mie că îl pedepsește doamna Cora cu vreun strapon ceva. Uite, doamna din Olanda, unde i-ați promis emisiune cu ea? Pe doamna din Olanda a fost la Parastas, care a stricat Parastasul, că Paul e doamna din Olanda. Da. Numele ei de aderivat e doamna Paul, care punea mâna pe clonț și Mercedes. Bă, ce caroserie. Și clonț ce? Roșu tot. Nu cred. Doamna din Olanda ne-a rugat săptămâna viitoare, pentru că săptămâna aceasta își face dantura. Dar nu-l primește Iulia, că iar s-a enervat pe doamna din Olanda. Da? Da. Că a făcut pe acolo, pe la masă. Bine, toți ați făcut pe acolo, pe la masă. Da, dar vorbea prostii. Serghei, dar în tinerețe îi duceai flori doamnei Cora? Păi în tinerețe nu o cunoștea pe doamna Cora. N-am dus flori în viața mea, n-am dat mărțișor în viața mea, n-am făcut nimic, asta mi se pare niște chestii de căcat.
V-am spus părerea mea și o susțin toată viața, ca și cu ziua îndrăgostiților. Tot anul o bate, o scuipă, o înșală, o face și mi-e fiindcă boii aia sau că vii cu un buchet de flori și cu un mărțișor. Păi uite-te puțin, că dacă de la televizor una două m-a bătut, m-a aruncat de la balcon, mi-a dat trei flecme, mi-a băgat trei cuțite pe stradă, m-a făcut și... Da, și... Tom, dar nu e așa peste tot, nu e universal valabil. Dar e 99%, adică bă, dacă vreau să-ți fac un cadou, trebuie să aștept ziua bășinii ca să-ți fac cadou. Dar nu e vorba dar de asta. Dar cum să merg cu fața mea cu un buchet de flori în mână să-i spun de niște flori? Luați așa florile. Uite, Iulia zice, nici eu nu-ți voi da mărțișor. Ai văzut? Mie. Da. Doamne Iulie! Și Florentin te treabă, dar morțișor ai dat? Adică mi se pare un căcat să te faci... Așa, nu e fiecare ce? Are... Dar nu mi-am zis niciodată flori. Da. Mi se pare și că să te duci cu flori și la... Nu vreau cum am spus. La de ori, de naștere. La orice. La ce? Flori mărțișorii. Dai bă, o sticlă sau dacă nu îi dai bani să-și cumperi un parfum. Și dacă nu consumă alcool? Dacă nu consideri, mai să-și ia un parfum sau să-și ia ceva, că nici parfumul cumpăr. Uite, exemplu, eu nu simt parfumurile decât foarte, foarte dulci. Dacă îmi dă un parfum, am adus și ceva cu el, cum îl dau, îl dau cadou. Da. Uite, Țapu zice că te credeam un romantic, te știam francofon. Corect. Fute mai pe tine, Țapule. Nu, dar mi se pare o imbecilitate, să n-am parte. Da, da. Nunta, mi se pare o cretinitate. Toate astea sunt niște... Ieși, poftim! Uite, Daniela Mându zice, bravo, super gândire! Ce? Să... Oprește-mă faci... puțin să-mi suflu nasul. Da, domnule, depinde de persoane, de da, domnule, nu ta, bă, nu ta o faci, băi, un șpriț cu alea, cu alea, cu alea. Nu să faci cu toate căcănăriile alea, cu toate vrăjalea, cu toată lumea care vine, te înjură, cu dansul mirese, mamă, când aruncă jarteaua și, mamă, când pune pe dobitocul ăla de mire ca pun căcapul scaun și vine aia, nene, și bagă pizda în gură și dă și ăla dă ochii peste cap și și ăla transpirat și n-a văzut pizdă și aia, îți dai seama că aia vine de la al 10-lea spectacol, aia e transpirată cu pizda toată transpirată, o pune pe fraierul ăla, ăla și ăla stă și trebuie, asta mă, la, dă-te la, asta nu e la nuntă, asta e la burlaci, la petrecerea. Nu, mă, și la nuntă, mă, fac cadouri din astea, mă. Dar la ce nuntă ai foie? Nu știu, mă, la nunta, eu am fost la nunta lui Figaro. Bun Figaro. Și l-am găsit biserica, numai căcănării de genul ăsta. Nu, mă, și acolo, mă, îl ia pe mire și îl bagă, îl pune pe scaun. Sau aia când vin ursitoale, ce mare imbecilitate. Da, dumneavoastră, eu le iau pe toate alea, vin ursitoale, vin vagabantele alea cu alea așa și cu... Dar nu este vagabante, este balerina. Da. Și se va face și va avea noroc. La mine a venit, mă, la mine a venit, da, la mine au venit? Da, la mine a venit și mi-au arătat ploa ursitoare. La mine n-a venit, pe ei ăștia nici nu știu dacă m-a botezat ce ursitoare să vină. Ce ursitoare? La mine au venit fotbaliști. La au venit bețivii, fotbaliștii, derbedeii. Ție ți-a dat pe Iver, da, și cu doctorate, cu asta. Exact, ce ai să da? Da. Sunt în emisiune. Am ales, domne, am ales de atunci markerul. Da? Da. Bun. Markerul, da, rujul și nu știu ce, nu mai știu atât. Păi și se reflectă. Și că la Ana a venit migdale și sprițarii. Domne, la mine au venit fotbaliștii. Auzi, el e Napoleon, nu francofon. A, da, acum am gândit, acum e pe habar, n-am. Dar și pe tata a vrut să-l ia țapul vrăjitoarea ce are la ultim botez, da, la botezul Ninei, da. Hai să văd. Hai, pa. Ia uitați-vă la Antena 3, dă gâdea cu mine, interviu. Pe ce dă la ei? Antena 3, pe 50, nu știu, dă mie. Dar să uită lumea. Eu cred că ticul vedea... Întreabă-l, te rog, de furatul miresei să râdem. Aia cea mai mare imbecilitate. De ce, domne? Uite, încă un român de, care de aceeași părere cu mine în legătură cu nunta, zice Alin. Dă-mă 58! 58? Imediat. Da, și după aia mai dă câteva încolo. Acum așa, acum dă din buton, că aici e România. Așa? În sus, da? Da, și dă-mi partea altă. Aolea. E prietena ta acolo. Da. Da. Încă unul. 61 e. Da. E Joana Mânciu, sunt de ăștia, ce nebun. Or fi colajul. Da, zice-mă.
Poate vorbesc eu deja, nu? A căzut Cora, nene. Da. Vezi și Gogoșa zice, la tine, Ana, încă este enigmă. Ăștia ai tăi, nu știu unde e biserica, dar rămite ursitoare. Da, dom'le, cu furatul miresei. Așa. Ai furat vreo mireasă? Nu, dom'le, nu. Domnul Jean Maurer a furat-o pe prima mea nevastă. Așa. Și a dus-o la măsă acasă. Și aia a fost o femeie foarte enigmă. A zis, cum ai putut să-l iei pe derbedeul ăla retardat? Nu cred. Să n-am parte. O sunt pe aia, dar nu știu, mai vreo cu mine. Păi și ai răscumpărat-o? Da, am dat un chil de muci. Lasă-mă prostiile tale, ce mai imbecilitate. Păi și pe doamna Cora n-a furat-o nimeni? Pe ce nu a fost doamna Cora? Nunta Zanfirie, n-a fost nicio nuntă. Te întreb de unde să știu. Doamna Cora a plecat matoală pe partea, eu am plecat matoală pe partea mea. Nu e adevărat. Nu te-ai dus să bei tot vodcă de la sfat în piață? De la sfat, ne-am dus și am avut o șampanie împreună cu părinții. Și după aia m-am dus pe partea mea cu băutură cu alea. Și eu am băut? Nu. Și după aia tu ai băut cu băia vodcile când vrea cu vodca. Vodcile, se toarne cu vodcă. Era gravidă cu Ana? Nu, era ce gravidă, mă. Aia erai deja născută. Nu? Da, și erai născută. Probabil și eram, cum nu știa nimeni niciunde era. Eu cred că m-ați gândit la liber, că în acea perioadă o alăptam pe Ana și sigur nu beam niciun corect, alcool. Nici cafea nu beați. Cum s-o alăptezi pe Ana, domne? Foarte simplu, așa, cum alăptează tot ce... Păi se terminase alăptarea, a fost rapidă. Nu, așa. Deci ideea este că noi ne-am căsătorit la o lună după ce am născut-o pe Ana. Și eram Când vezi cât de proaste, când vorbește țipă și când ia microfonul, schimbă vocea și acum e la televiziune. Uite, da. Iulia întreabă dacă Ana e din Flori. Dacă Serghei avea nume de floare, da, era din Flori, dar n-are. Ce da, dumneavoastră, n-am făcut nicio nuntă. Bate câmpii tot timpul, numai prostii. Ai băut o vodcă? Și cum ai băut șampanie dacă răptai? Am băut șampanie, am pus șampanie într-un pahar și am ciocnit în sensul ăsta. Nu înțelegem același lucru prin acest termen. Și am plecat cu gleznă, cu mitocanul. N-ai plecat cu nimic, nu beai. Hai mă, cum să nu beau, domne, aveți nebună, domne. Era în perioada în care aveai alergii și nu există, am plecat, cu... târziu am făcut alergia, la doi ani. Hai mă, lasă-mă, mă, de aici. Alergia ai făcut-o când eram gravidă cu Ana. Nu există, asta bate, bă, dacă poate să bată câmpii, bă, să moară, mamă, mă, aici. Îți spun și unde am băut. De fapt, era alergic la mine, dar nu și-a dat seama. Nu, e așa de prost, el habar n-are. Uite, Iulia spune Cora, cap sau cot în gură. Așa voi proceda, Iulia, dar după ce se închide emisia. Nu de față cu fanii, că după aia... Uite, țapul te întreabă, Serghei, vrei să știi cum se alăptează un copil? Dar nu cred că te-a alăptat mult timp, eu nu mi-aduc aminte. Am alăptat-o o zi. O zi. Între o lună jumate și două luni. Păi după aia ai dat-o pe vodcă. Da, noi vorbeam acum de momentul respectiv. Eu știam că parcă am făcut alergie la laptele. Exact, da. Păi de aia nu te-a mai alăptat în continuare. Că aveam vodcă în lapte de aia. Era mai multă vodcă decât lapte. Deci bate câmpii, în perioada respectivă făcuse alergie și nu bea decât de două ori. Beam, am făcut târziu alergie. Mai mă, tu mă vezi pe mine. Ai făcut-o când era gravidă, vezi tu pe mine care bineînțeles. Te-am suportat. Păi nu, că tu mi-ai dat pastile să fac alergia. Luam pastile și să beau. Și atunci, dacă eu am făcut fapta, nu știu când am făcut-o. Păi nu mă ducea mitocanul și cu ăla nu te lua cu mitocanul când ai spus de ce plătești și ai zis că sunt prost. Nu eram atunci? Nu era. Ba da, era Ana. Înainte, nu. Hai mă, bine, tu tot timpul vrei ca tine și o să îți aduc dovezi cum ți-am adus toată viața dovezi. DJ Manu zice, de asta nu mai bea Ana acum și a băut porția în copilărie. Checkmate zice, Ana n-a fost la nuntă, era la examenul de capacitate, abar n-ai Serghei. Uite, te întreb ceva dacă ai fost vreodată beat la vreo mormântare. La toate. La toate. N-a ratat niciuna. Și la astea două, cum a fost? Și că deci de la început doamna Cora te fabrica, Serghei. Felicitări, doamna Cora. Cum mă fabrica? Iulia zice și eu vreau tot ca ea.
Să-mi alăptezi? Să-mi... Nu, cred că se referă la acțiunile de bătaie după ce se termină emisiunea. Cred că aia vrea. Uite, Cătălin zice, poate a încercat-o cu vodka. Păi sunt convins. Deci poate câmpii la liber, habar n-are, nu știe, nu are noțiunea temporală. Când, temporală. Cum, ce, ce... Da, nu știe cu ai... anii, când a fost aia, când a fost te-au aia. Te-au chemat câinii, bați câmpii. Habar n-ai. Nu mă întreb pe mine când ai fost. Îl sunea pe Colombo, n-am plecat Colombo și am băut. Na, uite, spun că sigur n-ai fost, e, n-ai na. Băut. Da, ei na. Hai mă, lasă-mă. Mă. O să sun pe cine vrei. Va martori. Ia martori. Are o boală din asta în continuu să vorbească și după aceea se demonstrează că eu la toate am nu dreptate. Nu s-a demonstrat nimica, deci de 30 de ani încearcă să-mi demonstreze că e mai deștept ca mine și nu poate. Dumnezeu, aici nu chestii despre chestii de date. Nici memorie, nici timp, nici nimic. Țapu te întreabă dacă poți să le spui în ce an m-am născut. Nu. Corect, nu știu. Așa s-a pregătit, ești că asta e un an celebru. Asta ar fi fost ușor de reținut, da. De o naibii de treabă. 1989 Real am revoluție. Am născut, eu am greșit și direct. Cum să se nească la revoluție, mă? Dacă te-ai căsătorit cu doamna Cura să iei o casă de la Rea PPS... Păi sigur, înainte de revoluție, mă, deșteaptă. Cine suntem? Revoluție. În anul 1989, în septembrie, păi nu trebuia să ne căsătorim să luăm casa și... Păi de ce înainte de revoluție? În anul revoluției. Ana ți-a zis că e un an celebru și puteți să-ți aduci aminte. Nu, am mai încercat să o întorci ca de asta că chiar nu ține. E de... Nu. Unde s-a născut Ana? A rămas timp? Unde s-a născut Ana? La spital. La nu, Polizu. București. Nu, la Ilias. La spitalul nu era la Polizu. Nu era niciun Polizu, filantropia. La filantropia. Tu ai zis altceva, deci nu mai... Am vrut să te încurc, să vă ce ai zis la Ilias, care le-a rematerizat. La filantropia. Te rog, o să zice, Serghei, fă cunoștință cu Ana. La doctorul Lemnete, ce nu știu. Bine zis, Rogozea. Deci v-ați dat seama cum e chestia pe cu timpul. Nu l-am povestit când, când Serghei este perfect pregătit să candideze în SUA. Da. Dom'le, eram la masă la restaurant la mine, la cena când eram acolo. Horațiu Mălele, prietenul meu foarte bun, care era prieten cu doctorul care a născut Smaranda. Da. Și cu încă cineva. Și mă întreabă cineva de la masă când s-a născut, câți ani are Luca? Eu foarte stăpân pe mine, am zis 3 ani. Eu nu știam care e doctorul care a născut Smaranda. Și ăla spune nu. Nu știu cât a zis el, 5. Eu luase mai rând piept să-i dau la o palmă, a murit Dumnezeu să-l te... Zic, dar unde știți-mă când născut nebotul? Horațiu s-a plin făcea semn, tași, cu ăsta a născut Smaranda. Am avut un puseu, n-am știut când s-a născut. Bă, dar luase mai repede, dar de unde știi tu când e născut? Și Alexandru Predescu a zis, îi faci concurență lui Biden. Da, domne, sunt date care nu sunt importante. Da, îți mulțumesc. O să îmi amintesc și eu la fel de tine data viitoare. Și câți ani ai? 30 și cât? Am 54. Nu, domne, 30 și... bine. Și pe Smaranda am făcut-o mult mai tânără, acum 2 zile. Păi, dar nu mai știi că era o perioadă, țin minte, din copilărie, când tu nu știi câți ani am și oricine vene, ziceai că am la fel de mulți ani ca și copiilor, că aveam 11, aveam 11, aveam 7, aveam 7, aveam 7, nu intrăm în conflict cu copilul respectiv. Aveam 13. Uite, Matic, eu să zice, întreabă-l când a sărit în groapă la cimitirul Belu. Nu mai ai filmarea acolo, nu, mergeam pe morminte, nu, a fost bătaia de la Cernica, condusă de... mine, mâna mea dreaptă, în armată, Tom, Păcală și alte lepre. Când se erau groparii din... cu topoare, cu furci, cu alea. Când bunicătul stătea pe un scaun mic așa, nu s-a întors. A întrebat-o pe Donca, Dumnezeu te-și pe aia, și pe el și pe tata. A început cretinul ăla de frate, tu, Donca, da. Ne-am luat de la un platou, că ne-am pus-o pe mașină.
Uite, zice Emanu, zice Serghei, și aduce aminte că am împrumutat alocația Anei conform dobânzilor BNR, acum are să-i înapoieze 25.000 de euro. Lumea nu se zice că niște chestii care sunt atât de... să mă încarc memoria cu o chestie de... Da. Și dacă... Păi ții minte toate prostii, dar nu datele, n-am cu cifrele. Și dacă știam când s-a născut, ce era? Da, deci... De fapt, toate discuția... În primul rând că sunt... În primul rând că sunt... Amintești repede. În primul rând că sunt întâmpite întrebările astea. Cât are... Care cât vrea? Întrebările astea. Vai, ce ai crescut? Ce copil mare ai? Câți ani are? Ce a studiat? A studiat Poarta Albă, Însurăței și Coglea. Ce să-ți nu te vrea cu ce a studiat? Discuția a plecat de la faptul că nu ți-aduce aminte anii și... Și viața cronologic, da. Nu ai. În privința președinților, să știi că și putea să se gândească să-l compare cu al nostru, că și așa, și al nostru nu vorbește nimica. Deci, nu? Păi da, da, eu vorbesc, da, vorbesc că necunoștință, adică, de cauză. Adică, în incunoștință de cauză. La mine e altă problemă. Sunt foarte bine pregătit, în afară de date. Toată lumea mă întreabă, dar când a fost aia, dacă n-a fost aia, nu mă întrebați date, domne. Dacă n-ai fost la școală, niciodată. Asta ții minte. Da, domne, sunt oameni care nu ții minte numele, sunt oameni care nu își încarcă memoria cu datele. Nu, deci să nu cosmetizăm situația. Ci că Benjamin Button, bețiv și comunist. Păi nu cosmetizăm pentru că nu suntem la coafor. Cosmetizează, la cosmetică, normal. La cosmetică, și cosmetica, nu, și cosmetica nu face parte, nu, din coafor? Nu face parte, nu, din face parte din coaforul, da, face parte de la, chirurgie stomacală. Ce că drumul, oamenii zic că ți-ai pregătit drumul pentru azi. Nu, domnule, ții minte perfect, adică spun că toată lumea spune, ce spune așa mă lumea? Știe unde stă. Pentru că toată lumea a urmărit poveștile mele și a văzut că le spun la fel, adică nu, adică știu exact ce s-a întâmplat. Nu am chestia cu datele, n-am știut niciodată când, ce an, pentru că e foarte simplu, nu m-a interesat. Datele, numele și locațiile, restul când știe când ați râs tot de mine cu lunile, cu alea, când râdeai și cu tata mea, nu m-a interesat. Știam că vara sunt la mare, la Snagov, iarna la munte, beau, adică să bea acolo, să bea acolo, ce mă interesa pe mine? Iulia zice și nici cu zerourile, căci sunt multe și când sunt puține. Pentru că cu zerourile s-a întâmplat acum o chestie care am vrut să o reclam, da? Am băgat suma corectă și n-a vrut să-mi dea. A zis că nu poate să mă, că am vrut să te întreb. Te-a refuzat. Deci am băgat 4000, așa, nu putem să facem plata. Păi poate nu mai avea... Am luat, stai puțin, am început iar 2-3 schive, că iar m-a apucat nervii. Am băgat... Cu cine? Cu aparatul? Da, cu aparatul mă lupt. Am dat telefon, n-ai răspuns, nu știu ce am sunat și a zis că te bag și zic că am bag bine. Și după am băgat 2000, mi-a dat. Am scos aia, am făcut coadă niște babe în spatele meu, care am văzut așa. Am băgat-o, am mai putea 2000 și mi-a dat. Avea limită de sumă 2000. Cine? De 4000, bancomatul. Păi dă-l în morții, mă, simți că eu am limită în bancomatul. Așa mă minți în continuu și mă faci de căcat, de dau picioarele în bancomate și mă dau aia afară din toate bancomatele. Păi nu, unele bancomate dau, unele bancomate nu dau. Păi asta că mai spun până acum vreodată în viața ta chestia asta? Și el m-a făcut pachet nervi. Eu știu la ce bancomat de căcat te-ai dus din ăsta. Și aici la Snagov, dacă te duci, îți dă 900 de lei. Eram la bancomat Mol Băneasa. Acolo ar fi trebuit să-ți dea. Eu știu, poate că sunt foarte mulți care vin și scos bani de acolo, de la bancomat, și nu i-au limitat. Eu știu de ce. O babă în spatele meu s-a uitat fix și a început să mărie. Și tu ce făceai? Corupătoare de minori, și-a plecat. Deci te luți cu babele la bancomat, e bine. Păi gândește-te că am băgat de 4 ori că nu dea suma. După aceea am făcut câteva. Și după aia am luat-o, și după aia am luat-o pe etape. De ce râzi, mă? Te ți-a pus doamna Coravoiu sau te-a săpat încă o dată? O să iau și dreptul să mai umble în bancă. N-are legătură voiul cu banca. Păi nu, mi-a pus un voie în cur. Nu mi-a pus niciun voie. Lasă-mă că și așa mă nebunește. El are nevoie de două cabluri. Are abonament și la
Dolce și la RCSRDS, da. El are două abonamente pe un televizor. Da, pentru că unele au filme porno, unele nu au filme porno. La unele mă uit la politică și la unele mă uit la filme porno. E, uite-te și tu. Păi pe Digi am 5 canale porno. Păi ce-ți mai trebuie voi? Ai porno? Păi nu că păi nu se poate nu uita la, porno, la bă, ne uităm documentarul cu Ceaușescu. La toate și că data viitoră să te bată babele cu sacoșele, zice țapul. Nu, că sunt pregătit. Andrei Alexandru zice, era tatoi în spatele tău la bancomat. Și că se iubesc mult tare ăștia doi. Dragoste cu năpastă. Tatoiul te bântuiește. Păi așa e, dom'le, cum dacă nu știe și mă bață numai cretinități. Iulia zice, l-au văzut și s-au speriat bancomatele. Limita la extracție valabilă pe zi. Nu. Pe zi, dom'le, da, pe zi eram, că mi-a spus pe zi. Am urmărit pe zi. Unele bancomate au... Deci trebuia să-și noapte atunci. Unele bancomate au limită cât îți dau la o încercare, cum ar veni. De-aia ai putut să scoți... Dar la ăla am scos de 1000 de ori am scos... Ori modificat. Păi nu trebuia să fie un bilet, băi, să modifică de suma. Nu, îți spune nimeni, trebuie să încerci și vezi. Dar ce mai ai pus caldă? Doamne, e senin. Aruncă o dracu și pune-mă, e senin, lă, bă, 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 bă. Aruncă-o pe asta, parcă îmi beau caldă. Păi, beau, e senilă, bă, să moară mama. Eu, vezi, ce pui? Vezi să nu-mi pui vodka acum. Ia uite, zice, eu nu stau nici la bancomate, trebuie să mergi noaptea cu cagula pe cap și îți dă tot ce are. Da, dar să, poți să stai și puțin pe la Însurățeni și pe la unde sunt frații mei. Iulia a zis că era pentru ea apa, de era caldă. Da. Bineați că a luat-o somn, după că nu mai ia somn. Dom'le, cu bebelușul, am fost foarte speriat și eu și, și Daniel și Ana. Dar era zine cazul cu sărim, bebelușul. Era să sărim în mașină, să plecăm. Bine că ne-ai sunat, că ne-ai prins din poartă. O imbecilă, ne-a sunat știu, Iulia să spună că Ana, că a fost cu Iulia și cu Măgaru, au mâncat, au făcut și că nu trebuia să vină încoace. Și că a venit și că nu știu ce și că... A făcut o intervenție pentru Ana? Să, da, ea a vrut să nu vină. Da. Ca să-mi saboteze emisiunea. Și după aia când vorbeam, a închis telefonul, aolo, s-a avut niște zgomote și nu știu ce. Să nu vă speriați. Și da, și după aia ne-a sunat să nu ne speriem când era la etajul ei, era la un etaj sus care era un bebeluș care nu știu mânca. Cred că era un bebeluș ca asta care bea vodka. Da, da. Sau poate bea coniac bebelușul respectiv. Da. Întrebări mai sunt, doamne? Sunt. Uite, crede Sergiu în dragoste adevărată sau doar în senzația de atașare, Lucian Crețu? Dragoste, am citit în toate astea, ține cât, 2 zile, 3 zile, după aia devine... 3 ani este nu, ceea ce... 4 ani, 3 ani jumătate. 3 ani. Fiecare cum... Freud. Păi, cine e Freud ăsta pe lângă mine? Ești celebra piesă, dragostea durează 3 ani. Da, și eu am celebra... dragostea nu crede în lacrimi. Dar tu și atunci... Păi, noi de am rămas împreună, înțelegi? Pentru că el ne știe să numere. Zice că vin la 3, adică tot acolo. Auzi, nu putem să o sunăm pe doamna din Olanda, ne dor de ștourile ei. Păi nu avem cum să o sunăm și în primul rând că doamna Iulia poate să știa că putem să o sunăm. Are, Iulia are ăla din ăsta și Iulia e șucărită pe el. Bă, dar nu ne-am uitat, ne-am mai dat cineva din astea, n-am mai cerut like-uri și alea, n-am mai cerut nimic. Ne-a dat, domnule, avem 514 like-uri. Subțirime. Da. Băi, n-am mai cerut, am mai cerut. Cere. N-am mai cerut, nu mai scris acolo, like. Dați-mi, domnule, like-uri și subscriberi. Ne dați ori nu ne dați. Da. Da. În gură tot o lați. Că s-o sune normal, vrea. Cine? Tu pe doamna. Cine a zis? Cora. Probabil că e în România. Sorin Damaschin. Păi n-a fost la masă cu noi la Parastas, ești nebună. Da, deci probabil că n-a plecat de la Parastas până acum. Nu, n-a plecat, sigur. 2 zile. Nu are, nu are legătură șucărul cu prefectura. Sunați-o dacă vreți, zice Iulia. Nu o sunăm, zi, că nu știu numărul. Hai.
Domnul Mizir, unde a fugit Columbeanu? Unde a fugit Columbeanu? La zi. Păi nu e că a pus pe Instagram, că e nu știu pe unde, pe la munte, pe la alea, bea cafea, pe pârtia de schi, pe astea, da? Pe, da. L-a fi dus cineva? Păi da. Ce limbi străine vorbește domnul Serghei? Spaniola, greaca, chineză. Dar numai greaca veche și aramaică. Da. Latină, da. Latină, vaca, ovis, capela, comelione, societate, faci-o. Alte întrebări. Uite, Rogoze, are fratele glonț numărul de telefon, Rogoze. Și o la domne, vreți să o punem pe dar ce să ne spună? Clarele, te-am frânt. Da. Da. Și eu nu știu să dau pe speaker. Pe speaker. Ia ne nebunește. Că ea face atâtea nămoale. Asta ce merge pe aici? Să mai știu unde e. Că vorbește bine mandarina când e rugnea Serghei, zice Gogoașa. Dar fete, ca să patulează, el mai știe un succes. Ia fete, că se curcă până la pe aia. Nu mai nimește camera. Ciprian, Belgia. Și cum îl dai pe... Acolo, stai. 50. Iată. Mamă, ce mai sunat în urechi. Nu ne răspunde. Ia. Ce ești? Alo? Ești nimțoaică? Futem aș pe tine acum. Ce ești? Sunt de gombite. Serghei. Da. Zi. Fii-mă nebunule la ora asta. Sunt în emisiune și te cere lumea să te audă vorbind. Dar nu știu, te aud foarte prost. Te cere lumea în emisiune să vorbești ce le transmiți. Da. 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 Alo, ai rămas mut? Alo. Da, dar nu te aud, te aude foarte prost. Unde dracu mă suni? Ești în emisiune, te întreabă, te cere lumea să vorbești, să le transmiți ceva. Ce să transmiți? Unde? Ia să marți. Parcă mâine aveai emisiune sau s-a schimbat acum, e marțea și joia. Am marțea și joia, te rog, intră pe canale să ne vezi. Ai schimbat marțea și joia, nu? Da. Ok. Dom'le, ce zici de Mercedes-ul glonț? Dorm, nu vrei să vorbești? Fă, ești proastă! Nu te aud, se aude foarte prost și nu înțeleg. N-am cum să vorbesc. O sunăm pe WhatsApp. Te sunăm pe WhatsApp, te sună Ana pe WhatsApp. Pe WhatsApp, aude mai prost. Hai, tași de acum. Poate n-ai semnal aici. Nu. Am semnal maxim, cum? Dar eu auzeam. Făcea pe proasta ca să nu intre. Asta spun că nu nimerește, acum să duce în cămară. Ia. Dar ce tot voi răspunzi în germană, mai tu-i dracu de-aia? Alo, ne auzi? Da, Mirabela, același lucru. Mirabela? Eu sunt Mirabela, vrei la dracu de proastă de acolo. Da. Da. Băi. Ana, nu. Hai, lasă-ne, te chemăm aici, lasă-ne, hai. Ia, audiția proastă, închide. Da, vorbim. Închide frigiderul ăla care s-a deschis. Foarte proastă, nu înțeleg nimic. Închide. Asta cred că e mâna lui Iulia să-mi saudă. Da. Mâna criminală. Deci mi-o cropit, n-aia, uite, ca să mănânc după asta. Mi-a făcut poftă acum. Scoți acritura acolo, am scuipat în gură. Bă, dar deșteaptă ești, bă, frate, mă. Și nu mi le da astea, că-s foarte iuți. Eu nu știu dacă mănâncă. Are alte iuți așa, iuți și nu o să vrei. Care sunt alealte? Ce, eu mai nu mănânc iute sau ce, nu. Iar nu vrei să-mi dai din astea? Nu, domne, nu, asta nu mănâncă. Nu, eu, dar nu era pentru mine.
Hai, a, pentru Ana scute. Ce care treabă e cu rogozea? Da, da. Lumea acum speculează că e cu rogozea, e cu blonzi, e cu... Da. La sfârșit era Paul. Ce părere are Serghei despre interviul lui Putin? Am discutat. S-a discutat. Așa, sunt generație nouă, dar tu ești cel mai cool și așa rămâi. Are limită 40 de bancnote și nu mai avea decât de 50 de lei. Nu. Mai de toate felurile. Da. Așa, Serghei pune antena 5G pe casă. Păi nu cred că are telefonul 5G. Degeaba aș pune el 5G pe casă. Ba da. Are 5G ăla? Șmecher. Iulia comentează. Interviul bombă. Da. Ți s-a propus să ai apariție în Clanul? Până la urmă se filmează în, mă rog, fosta ta casă. Nu. Nu ți-au propus în Clanul. Da. Bun. Alte întrebări. Haideți cu întrebările. Când mai mergi pe la un podcast pe undeva? Nu știu cum m-au chemat. Păi ultima oară când am fost aici te sunase să te duci la... Nu te duci? La cine? La... Nu. Nu, am înțeles. Și că în seara asta este meci în Champions League. Joacă Copenhaga cu Leipzig. De ce n-ai ceas la mână? L-ai pierdut la barbut? Nu, că l-am mutat sus. Ce părere ai de voluntariatul în armată? O imbecilitate la banii care dă nu se meargă nimeni. Cât e? 3.000 de ron? Habana, mai pune și mie o dată. Mamă, dacă mai ai orice, vezi, Ana, că îți dă foc la creier. Iulia intervine și spune: nu te mai cheamă nimeni, stai locului. Vrea chitul ăsta, iute? Nu, mulțumesc. Ce? Da. Iuți rău, da. Trebuie să mai bagi în ziama asta, da. Am adus niște ardei speciali. Și îmi pare bine că nu mănâncă măta. Uite, Lucian zice așa: Serghei, da, sunt un băiat tânăr frumos, ochii verzi și privirea răsărită. Cum pot să fac să mă las de băut? Dar ce trebuie să lași de băut dacă ești tânăr? Pentru că probabil are probleme, nu știu. Dacă e tânăr? Păi o avea. Și tu n-ai avut de tânăr probleme de la băutură? Da. Eu când zic că nu mai beau, nu mai beau. Da. Când vii în Banat, în Arad? Nu știu. Ciprian zice că el se duce la vară o lună ca voluntar în armată. Ciprian, ia eu-i pe cărare. Că eu vrea să vadă cum mai... Dar nu vrei să duci voluntar câteva la pușcărie, ți aranjez eu? E mai simplu decât în armată. Ai și mâncare, ai și cazare, ai tot ce trebuie. Când mai mergi la Capatos? Nu știu, o să mă vedeți, o să vă spun că o să mă vedeți la canal de la Roata Norocului, nu știu. Cred că duminica asta sau aialaltă o să mă interesez. Bun. Cum de nu ai un pahar de ceva, domnule Mizil? S-au consumat 7 zile de dimineață până seara, până a doua dimineață. Cam mult. Când vii la Gherla sau la Aiud? Cineva te întreabă dacă îți zice ceva strada Pictor Mirea numărul 9. De la acolo până la Arcul de Triunf? Nu știu, căutăm și îți spun unde e. Două secunde, că merge netul cam slab. Strada Pictor Mirea, a zis? Da. Da, pe la Arcul de Triunf, pe acolo.
Pe acolo am copilului, că știam pe Chisef. A, deci ai amintiri de acolo. Da. Bun. Deci probabil că e cineva care era pe zonă. Adipopa, Neală, fata lui, cum îl chema ăla? Zbârcea, care era muzicăcean, mulți. Bun. Cineva te... Că Serghei, te duci la podcastul lui Mădălin Voicu de pe Voio? Da. Mă duc la... Ca să-i dau două flegme direct în podcast. Stai două secunde, că întreba cineva când mai faci un live cu Răzvan Șchiopu, Tom Rogozea, Capră Gogoașă. Dar Răzvan Șchiopu cine? Răzvan Ultra, nu? A, pe ce Șchiop? Pe ce Șchiop? Pe Șchiopu. Ah, ok. Când vor el? Bun. Când mergi la Ceaușescu, la groapă? La cimitir, probabil că se referă. Nu știu. Bun. Mai vrei? Nu. De un, mai scos, nu mai e. Nu, am băgat la mai am acolo? Nu mai scoate. Mai e. Nu mai scoate. Mai e jumătate borcan. Dar cred că mai e unul ca să-l transfere, să-ți lase ție jumătate, jumătate să-l transfere mie la asta, iute. E genial. Am adus și mi-a dat cineva niște ardei foarte iuți, mici, și a pus Nina. Da. Aia mai grăsune, așa? Da, da. Mai păi și unde îi găsesc pe ea? În piață. Aveam un prieten care cultiva, da. L-am găsit în piață, da. L-am pus, da. Mama, dar cum sunt? Da? Uh-huh. Îți dă foc la creier. Da, știu. Cu Mădălin Voicu Junior mai ții legătura? Da. Bun. Un live de la Scornicești pe când? Păi trebuia să mergem. Da, da, Glonț, că trebuia să mergem. Păi Glonț, trebuia să mergem. Dacă n-am mers, Brinchi n-a fost, tu ai fost cu studiile, a fost pe Iulia cu problemele. Dar luăm și Șoarecu cu noi. Adică pe Bozo? Da. Păi dar aleargă lupul ăla și cu toți îl fac barză. Pe păi, dar era câine de buzunar, ținea sus în casă, la ăsta, la Bozoese. Da, ai deconectat, ai. Da, deconectat, ca să nu prânțe din. Bun. Da, cineva întreabă că dacă se reîntoarce columbeanul la azil, păi că e acolo. Pe un să se doar să rămână pe străzi, pe o să rămână pe afară, vreau. L-a luat cineva, la plimbat și la genabui, dar nu se rămână. Dați-ne like-ul și tap-tap-ul, că mai vă dau. Da. Niciun like n-avem. Îl cunoaște Serghei. Aoleu, stai că a fugit ăsta. Îl cunoaște Serghei pe Castan de la Constanța sau pe tatăl acestuia? Castan? Castan scrie, să nu fie. Nu. Da, mă rog. A stat în casă cu Dincă. Cine? Tu, Cică, sau ce? Niciodată în viața mea. Da, mă rog. Statul cheltuie mai mult pe un deținut la câți bani va da pentru un soldat voluntar. Păi da, normal, pentru că deținutul este normal, pentru că în primul rând că nu vrea să meargă, îl iau aia cu porța. Și în al doilea rând, ești primare de libertate, nu de drepturi. E foarte corect. Dacă vrei să mă ții, să mă ții. Da, dar nu ești și de drepturi. Păi da, da, păi, nu, da, dacă ești la muncă și astea scoți banii. Deci majoritatea ești la muncă și câștigă și iau și zile mai puține și câștigă penitenciarul bani. Că la astea care ești la muncă, o mare parte câștigă și te costă destul de mult să ești la muncă. Nu. Transportul. Ăla care ia deținut să muncească plătește penitenciarul destul de bine. Da. Când veniți în Timișoara, înainte de ajun de Crăciun, spuneați că veniți la o cafenea. Da, Dumnezeu, trebuie să vină acolo la cafenea aia, dar n-am ajuns că a plecat toager. O să facem un live la Buzztown. Buzztown? Unde e Buzztown? La Viruri. Da, cum nu știi. Unde? Unde am fost noi? La magazinul de vinuri. La magazinul de vinuri, la restaurant. Păi facem, n-ai zis că să găsești, n-am vorbit la Buzztown și ce facem un grătar acolo, facem cu toate alea. Am vorbit și facem un grătar acolo. Dar ce a făcut? Capatos AVC? Nu cred. Că așa scrie cineva, că zice, cum se mai simte Capatos după AVC? Nu știu. Ok. Serghei, ai făcut vreo tâmpenie în Palatul Regal în timpul comunismului vis-a-vis de CC? Nu, domne, ce să caut eu în Palatul Regal? Cineva zice să mergi cu o coroană la mormântul lui Ceaușescu. Păi când să merge? În decembrie, nu? În decembrie. Sau în ianuarie e ziua lui, că nu mai știu când era. În ianuarie era, pe 20. Da. Păi și când a trecut ianuarie. A trecut, da. Da. Hai să mergem toți la Ceaușescu, la cimitir și să punem o lumânare, zice Cocoașa. Da. Nu e rău. Domnul Mizil, un podcast cu Nelson Mondialu.
V-am explicat ce s-a întâmplat cu Nelson Mondialu. Nu mai vezi plic de 1.000 de ori. 26 ianuarie, zice. 26? Ok. Cine a scris a stat în casă cu Dincă? Eu asta am înțeles. Ah, ok. Cum? Da. Că cine ți-a scris de strada Pictor și așa, Mirea a stat în casă cu Dincă. Ok. Da, da, se poate. Da. Ce părere ai de Gheorghiță, șeful armatei, care a dat în gât, mă rog, ce a făcut NATO la Deveselu, introducând Tomahawk pentru atac pe teritoriul României, deși era vorba de un scut, de ce nu demisionează? Pe cine a demisionat în România și din ce s-a întâmplat? Acum v-am spus, dacă n-ați fost atenți, președinta Ungariei a demisionat că a pus, l-a agrațiat pe un violator de un pedofil. Și a demisionat. La noi s-au întâmplat toate, au ars spitale, au murit oameni, s-au făcut toate nocile, au făcut, nu mai l-au luat la început. Școli, au murit copii și cine a demisionat? Cu copiii care au murit în, acolo la școală, care au spus, ce s-a întâmplat, nimic. Ba e ăla, ba e ăla, a ieșit primarul, nu-i primarul, nu-i, s-a închis. La noi orice minune durează 3 zile, se închide și nu este niciun vinovat. Dar vine rece, a deschis aia ceva pe sus sau ce a făcut? Nu știu. Nu e deschis niciun ceva. Da, ăsta, Bălan a avut un titlu foarte mișto la editorialul pe care îl face la EVZ, cu România tavanului căzut în capul copiilor. Și de și nu, dar nu, zic, foarte tare titlu. Dar n-a răspuns nimeni la nimic, niciodată. Da. Ia uzi, Ciprian zice, lasă Serghei că tu și așa nu știi lunile anului. Poți să te duci și luna asta pe 26. Aici ai fost bun, Ciprian, dar s-ar putea să ne luăm de tine. Vezi că te comporți că putem să-ți dăm în bloc. Cum dai tu la lume? Domnul Mizil, sunt fanul tău înrăit. O poză cu tine să mă dau mare. Cum pot face? Când ne întâlnim unde? Eu nu știu. Mă spui undeva că... Așteaptă-l în Băneasa la bancomat. Când merg la bancomat în Băneasa, scrie Ana. Așa. O poveste cu Michel sau cu Michael, cred că. Nu știu. E și Michael și Michel. Sunt doi. Michel Căluțu, care e în Italia. Și Michael Dacic, care e în America. Ok. Și Michel Guinele. El e din Italia. Ce părere ai de la Roma? Ce părere ai de la Vinia Betea? Mi se pare unul dintre cei mai decenți și bine informați istorici. Eu zic că nu. Adică cam... O sucește, nu este, este imparțială, crede niște oameni care spun o chestie, dacă tu spui altă chestie, zice că nu, că știi din altă parte, dacă tu știi mai bine că mine, că mă întreb, du-te băi, voște. Ca dovadă că și familia Ceaușescu a dat-o în judecată. E singura pe care a dat-o în judecată. Da? Da, bineînțeles. Gușe, vă place cum prostește românii? Cine-i Gușe? Cosmin Gușe, cred că se referă. Nu, Cosmin Gușe e un băiat deștept și un băiat care știe ce vorbește. Bineînțeles că fiecare e pe partea lui, că și el susține o parte, doar nu să fie cu toată lumea, ca mine. Singur cu toți. Bun. Ia uzi, Iulia zice că este cam greață de la slănină. Că și-a pus în supă, și-a pus în supă și cred că a făcut... Cum și-a pus în supă? Și-a pus slănină. În ce supă a pus slănină? Era o supă de legume. Iulia, deci... Și-a călit-o înainte? Să, adică, nu mai merge singură. Adică, dacă mai faci asta, întreabă lumea din jurul tău să o ia pe cineva, dumneavoastră, vrea să mănânc. Cine vine cu mine? Păi era cu noi când a făcut. Da, vreau să zic, întreabă-i pe ea din jurul tău sau dacă e singură... Eu m-am mirat, da. Păi și nu, i-ai spus, dom'le, nu se mănâncă slănină. Păi nu știu, că ne-a zis o povestire de când era mică, da. Și aducea cineva din Rusia supă la plic și ea își punea lucruri peste și făcea supă, da, optimizată, nu știu cum, supă îmbunătățită. Okay. Dar cred că aia fiind caldă supă aia și ea băgând slănină aia, probabil că nu. Da, nu mă pricep. Da. Ce să-i cumpărați alimente pe care scrie vârsta ca la jucările pentru copii? La plic îmbunătățită. Da. Bravo, Iulia. Da. Bine, trebuie să o pună pe tigaie un pic să...
A răspuns mai devreme întrebarea când venim la Timișoara. Da. A zis că nu știe. Da, dom'le, avem prieteni mulți din Timișoara, m-au chemat foarte mulți, o să vin în Timișoara. Chiar e un oraș foarte frumos, eu mă simt foarte bine acolo. Chiar îmi place Timișoara. Timișoara tot timpul a fost un oraș deschis, că la granița cu Serbia. Mie îmi plac foarte mult sârbii, pentru că sunt popor cu forță și cu coaie. Și timișorenii noștri de acolo au preluat din chestia asta, nu-s ca Alexei din Constanța. Hai, mă. Procurorul care a făcut rechizitoriul de la Revoluție mi se pare un om foarte competent. L-ați urmărit? L-am urmărit, am spus toată lumea, m-am certat pe chestia asta, că foarte mulți au zis că era așa. A fost foarte competent și i-a dovedit pe toți. Nu că i-a dovedit cu vorbe, i-a dovedit cu dovezi. Adică arătat filme, arătat foarte, foarte, foarte tare. Foarte urmăriți, că îi dă în gât pe toți, pe toți, cu toată mascarada asta de la Revoluție. Ok. Și că, Zerghi, te așteptăm la Craiova. Poate mai primește o umbrelă șmecheră ca data trecută, zice Țapu. Te-a luat Țapu. Păi la Craiova vrea să ne care într-un weekend Iulia. La Iulia Genică. Acum pleacă la Băicoi. Unde? Cu cine? Cu Măgaru. Când? Cred că sâmbătă. Dar ce fac ea? Nu știu, du-te și tu. Nu, că nu beau. Se duc la Țintea. A zis acolo, ai mulți fani la Țintea acolo. Păi da, dar mă înțeles că n-am voie să dorm, că nu primește Măgarul pe nimeni să doarmă, trebuie să dorm la nu știu cine. A, da? Așa am înțeles, nu știu, a fost o povestire. Mm-hmm. Cine a făcut această povestire? Cine a făcut această povestire? Iulia? Da. Eu plec la Băicoi, iubesc orașul acela. Păi și eu plec la Băicoi. Deci te duci la Băicoi sâmbătă? Nu, păi Țintea e lângă Băicoi. Păi nu, dom'le, dar te duci sâmbătă cu Iulia asta. Nu, dom'le, n-auzi că n-au să mă culc și mă duc că beau. Acum dacă mă duc, să beau cu Măgaru. Am înțeles. Pe cine, cui telefonezi, Iulie? A? Iulia? Ce mi-a zis? Pe Iulia o suni? Nu. A. Ce să fac cu Iulia? Păi cu ce vorbești așa deodată? Păi, Magda, ia vezi, dom'le, ai deschis ceva pe aici? Ai deschis pe scară Urugean ceva? Că vine... A început să răcească, ia vezi, nu mai merge centrala, iar s-a întâmplat ceva? Și la centrală? Nu știu că era... Da, apar că acum a început să vină rece, nu știu. Nu știu, poate bine, mai pornește, da. Poate am fi soane, poate mi-ai dat boala, hai. Cred că, da. Da. Zi, dom'le, ne spune Iulia cu dormitul, dacă avem... Acum am întrebat-o direct pe Madalina. Ne scrie. Madalina? Da. Ne scrie. Câte avem zice, like-uri, domnule? Da, primesc. Am două camere cu 3 paturi. 635 de like-uri. Iulia, ce mi-a zis? Cred că ți-a zis ție ca să nu, nu vii. Da. Și dacă scrie aici, zice și ca Aneta, hai tu la Băicoi. Da, deci pe tine, Iulia, pe tine are că, boală. N-ai zis că nu primește Cristina pe nimeni în pat, ești toate minciunile tale? Decât pe tine? Iulia, te-am curcat. Zice, l-a luat la mișto. Da, ca să nu vină acolo. Că era acolo și am zis că te iau porc. Să vin și acolo și am zis că nu te iau. Și Ciprian zice că s-a răcit în cameră. Îi se văd sfârcurile lui Serghei. Da. Dar ție nu mai ți adresează nimic, Ciprian? A zis Iulia că atunci era cioara. Da. Deci dacă sunt două camere cu 3-4, dormeam cu una dintre, când dormeam în ceași pat, dormeam cu Măgarul într-un pat, noi într-un pat. Eu, zice cineva că am un unchi care te provoacă la băut, bea din 85. Păi și beau din 53. Iar ai făcut pauză, 12 ani cât ai făcut. Păi da, din 53 până acum. Ce părere are domnul Serghii despre teoria că începutul Revoluției de la Timișoara nu a fost înăbușit din cauza că securitatea era aservită puterilor străine? Nu. Deci securitatea acolo s-a șutit în primele minute, nu. Acolo a pornit, într-adevăr, revoluție, bine, pusă de
adică întărătată de securitate și de aia, că așa acolo am fost, deci morții sunt împușcați de la apropiere, de la astea, acolo a fost cu armata, cu astea, și după aia a fost, de-aia, dacă urmăriți ce spune acel procuror, după aia a fost ciordită revoluția. Revoluția. Da. Iulia Cică doarme cu noții. Care e moartă. Aoleu. Doamne, e nebun. Dă-o să rău de toate. Dar are boală mare pe tine. Da. Țețapul zice, Serghei, nu vrea nimeni să se joace cu tine în weekend. Nu. Cum e și poezia, când vrea puță, nu vrea nuț. Da. Mergeți la hotel, că sunt o grămadă în Băicoi, zice Iulia. Păi da, 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 acolo... A, Iulia, ne duce la hotel? Păi și distanță, Iulia, între Țintea și Băicoi? Dacă bem, cine ne duce? Da. Ce chefuri ați făcut în Arad? E, multe în Arad am făcut. Pe vremuri. Bună seara, ce părere aveți despre Dumitru Coarnă? Sau Coarnă, nu știu. Coarnă, Dumitru Coarnă, ăla care a fost milițian, lider de sindicat, a fost cu PSD-ul, s-a luat cu PSD-ul, l-a dat afară. Da, nicio părere. E dintre oamenii care le știu pe toate, care... Am înțeles. Bun. Da. Doamna Corea ne-a scris, nu știu ce se întâmplă. Care din ele? Doamna Cora, Cora Amsterdam. Nu știu ce se întâmplă cu ce. Că nu are semnal, n-aude, nu... O fi avut ceară în urechi. Dar zice ceva că ăștia se bat pe acolo, ăla din Belgia, cu ăștia de pe București. Cine se bat? Ah. Nu știu de unde știi. Așa. Deci din Iulia. Dar nu e musai să vii. Eu vreau să plec de aici ca să nu mai văd pe nimeni. E culmea să nu veniți după mine, că eu nu mai plec. Deci nu vei să ne vezi, Iulia, pe noi? Care credeți, domnule Serghei, că a fost motivul ieșirii lui Constantin Pârvulescu împotriva organizării Congresului al 14-lea al PCR? Nu, că el nu a ieșit împotriva organizării Congresului, este o mare dezinformare a istoricilor și a presei pentru că le convine. El a fost ca să nu se rupă Nicolae Ceaușescu de sub tutela rușilor. Deci asta a fost și au dat-o cățară. Deci asta a fost, care era și domnul Brucan... Și domnule, erau tot așa, nu erau să facă capitalism. Scrisoarea celor șase nu era că vor să-l aducă pe Reagan sau pe Kennedy pe aia. Era să nu se rupă de ruși. Dar toată lumea o interpretează acum invers, pentru că așa, așa au căzut bobii. De ce la asta a fost? Că n-a vrut, că Ceaușescu a avut o desprindere masivă de către ruși și avea o deschidere foarte puternică spre Occident. Și atunci de asta a fost toată chestia asta, care ăștia acum o interpretează invers. Și pe ăla n-a pățit nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Aici a stat la Znagov până a murit lângă mine. Unde aveam iubire la Znagov. Poftim. La Revoluție a făcut manevră Iliescu și așa, de la Filaj și aia de la Filaj, care sunt și azi la Filaj, le dă primăria ajutoare. N-are cum să fie azi la Filaj pentru că sunt morți de bătrânețe. Bine, el aici în această frază face referire la romi. Că Iliescu a făcut nenorocirile de la Revoluție cu romii, care acum sunt interlopi. Asta e o mare imbecilitate, o mare demență. Iliescu a făcut cu serviciile, cu armata și cu serviciile care erau atunci de informații și de astea, cum să facă cu romii. Hai mă, băi, sunteți nebun la cap de nea. Asta chiar am rămân tâmpit. Păi ce romii erau atunci? Nu era ce centrul Bucureștiului, sunteți nebun la cap. Erau la periferie. Dar nici nu știau cum arată centrul, că erați nebunii complet.
Mamă, ce oameni, nene, dar cum poți să le vină chestiile astea în cameră, mă întâmpit? Sunt diversi oameni care scriu tot felul de cărți, fac tot felul de podcast. Păi da, mă, dar tu n-ai creier în capul tău, n-ai astea, cu ce rom să facă? Nu știu, zi-mi un rom după vremea aia. Albi, ce aveau romii, tehnică de dezinformare, aparate care imitau mitralierele, aveau toate alea. Sună-l pe migdale. Dacă îi spun ce mitralieră se bășea de la geam și cea că e mitralieră, sunteți chiar demenți. A fost cea mai mare dezinformare care a existat în lume de când e lumea asta. Și voi spuneți că au făcut-o trei rom cu ce? Cu trompete? Cu ce aveau ea? Cu semințe? Hai mă, sunteți... Astea sunt întrebări de păr care nu știam cum să răspund. Că înseamnă că-s cretin dacă răspund la asemenea întrebare. Și după aceea s-au făcut interlop. S-au făcut mulți, s-au făcut interlop. Păi dacă preluai puterea în țară, la ce te mai făceai interlop? De curiozitate te întreb, nu? Adică, și să... Da. Când te-ai întâlnit ultima oară cu Dan Iosif? Și când înainte să moară m-am întâlnit cu Dan Iosif, am fost la Pescăruș și cu câteva luni. Era bolnav să-l acolo tot de plămâni. Mm-hmm. Da. Florin Ghinescu zice că mi-aș dori enorm să vă văd în realitate când vin acasă în vară. Vă invit la Herculane. La Băile Herculane ne-am ajuns cu vaporul. Gogoașe spune să dau o cărmidă în cap, că nu știe nimic. Da, foarte inteligent. Păi cred că Gogoașe scrie de ce nu spui de șucărul cu... Da, mă, termină cu prostii. Dar dacă îi treabă lumea, de ce nu răspunzi? Pe mine, mă, treabă lumea, eu răspund la orice întrebare. Este emisiunea ta, e podcastul tău. Păi da, dacă ești o parte în podcast, măi, oare voie să te întrebe lumea? Nu. Ce vrei să faci cu alea? Nu se văd comentariile pe TikTok, că e... E fața asta de masă și mă uit ce pot să pun. Da, aceeași problemă, nu? Da. Și ce pui? Zicea cineva că el ținea cu Trump până a văzut declarația. Probabil că se referă la declarația cu plata a țărilor în NATO. Asta este tot o dezinformare totală. Fiecare spune înainte de alegeri ce spune. Da. Și astea tot de-aia au și dat-o așa, ca să învrăjbească împotriva lui Trump. Oricum poate să dea la noi până vomităm că nu-l votăm noi pe Trump. Și el votează pe Trump, îi bate de rupe, îi sparge în două. Pentru că, în primul rând, că el o spune o chestie foarte corectă. Stai puțin, de ce să băgăm noi bani să vă apărăm pe noi? Pe voi când trebuie să băgăm bani să ne apărăm de Mexic și de toate alea și de toate alea. Deci, el spune pentru țara lui, nu pentru noi, mă. Da. Da, dar nu ți se pare normal? Adică ei până la urmă ce să facă? Să se enarmeze? Și, nu știu ce și să... Trump, n-are, Trump nu reprezintă NATO. Habar n-aveți ce înseamnă. În NATO, forțele NATO, Trump e una din cele mai puternice forțe armate, dar nu îi reprezintă NATO. Deci nici măcar nu cunoașteți, nu știți ce înseamnă NATO. NATO nu înseamnă America. Bineînțeles că ei au o vorba cea mai tare, pentru că armata cea mai puternică, sunt țara cea mai puternică, dar NATO este o alianță în mai multe țări. Cum era pactul de la Varșovia, în care erau rușii și noi toți care eram așa, așa e NATO, în care sunt germanii, Franța, noi este puțin polonezii, adică multe țări puternice. Nu noi. Sunt multe țări puternice care nu dau acel 2% din PIB. Care nu dau acel 2% din PIB. Italia, Spania, bineînțeles. Adică cum vrei să plătesc eu? Da. Dacă era... Ăștia toți înțeleg că NATO e America, mă. Ăștia care, care spun asemenea comentarii, ăștia înțeleg că NATO e America. Dar NATO nu e America. NATO e o afacere în care băgăm toți ca să ne apere. Nu bag eu să te apăr pe tine, care te doare în cur. Corect. Păi și nu e normal. Adică... Păi și e normal. Dar ce să înțeleagă? Bă, oamenii vorbesc, fă habar n-au, nene. S-a supărat el pe Trump că nu mai dă pe... Deci NATO nu este America. Că cea mai tare de acolo care sprijină și material și armament și tehnică și asta e America, e altă chestie. Dar eu sunt două, câte țări sunt, mă, nu știu câte țări 32 de asta este NATO. Dar e tot mai crede că NATO e America, mă, frate. Că ai văzut că dacă spui că începe un război, vine americani, spui că vine NATO. Da, corect, asta e. 31 de țări, poftim. Da, nu trebuie să iluminăm. Dacă avem această imagine, nu trebuie să le deschidem creierii. Ba da.
Da, nu, da, mie mi s-a părut normal. Bine, oricum ăștia la noi nu au dat toată declarația, au trunchiat-o și au tăiat-o. Bineînțeles că e trunchiat și tăiat. Au zis că, domne, nu dați banii, nu vă apărăm. Păi, da. El s-a adresat poporului american care aia a vrut să audă. Da. În loc să dăm bani, să apărăm pe Serghei din... Așa și așa, că nu dă niciun ban sau pe asta, dăm bani să nu mai ne intre mexicanii, să ne facă țara varză și astea, nu? Uite, că ei sunt cei care dau cei mai mulți bani, într-adevăr. Eu ți-am zis că ei dau cei mai mulți bani, pe de asta au și pe această pretenție. Da. 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 Și sunt țări, uite, cum e Canada, spre exemplu, Portugalia, Germania, Italia, Ungaria, Republica Ceh, Slovenia, Spania, Belgia, Luxemburg, care nu dau acel minim de 2% din și Germania e tare, noi îi dăm. Păi, noi îi dăm, da. Păi noi îi dăm, pentru că dacă avem neamț. Dacă... da, corect. Și el acolo a făcut referire, adică că ăștia tot o împing cu Putin și cu rușii. Păi și sigur, cu sigur, da. El a făcut referire la asta. Păi bun, mă, noi venim, noi venim, dar dacă voi nu dați banii să vă înarmați, să vă luați tehnică, să vă asta, noi venim, da? Venim cu ce venim? Tot ce cu armele noastre? Deci ca să-i bată aia. Ce părere ai, Serghei, despre românii morți în Congo? Și că la TV au zis că erau mercenari. Păi, dar noi avem acolo, eu zic că practic este impropriu mercenari. Noi avem acolo companii din astea de, cu oameni care sunt militari de profesie, că practic astea sunt, în care ea e așa ca să păzească zonele respective și alea de către țuții, muții, zulea. Deci, într-un fel, sunt militar plătiți. Militar plătit ești, înseamnă mercenar, nu? Da. Adică nu lupți pentru țara ta, lupți pentru ban. Dar avem mulți acolo. Contracte. Ai contracte, ei contracte. Ai contracte. Și el a spus foarte bine că ei au lăsat cu ochii în soare, nu le-a dat muniții, le-a dat aia, dar ei au paradit aia. Că ăștia sunt profesioniști, adică ăștia au luptat în multe teatre de război, ca să vorbesc exact ca la televizor. Dar toate țările au din ăștia care toate sunt țări, așa. Dar am avut oameni români care s-au băgat în legiunea străină și astea, că au mers de profesioniști. Adică s-au dus, s-au luptat unde îi trimitea. Da. Avea din Congo la plătea, mergeau să băteau pentru ăla, pentru președintele. Bă, ăla așa, așa. Despre procurorul Dan Voina, care este părerea domnului Serghei? Dan Voina. Dan Voina, mi se pare că a fost la proces. Dacă nu mă înșel. Ceea ce nu cred că mă înșel. Ia să vedem. Și în pauză spun că duminică o să fiu la ținte acum, Măgaru. Acum ne mi-a cerut și Alincu să se uite. Cine, Măgaru? Da. De ce? Că i-am trimis și Iulia pe aici, că să te duci să dormi cu nuții la cimitir. Da, e primul procuror care a închetat în 96 dosarul Revoluției. Da. Da. O vrăjeală. Ăsta bun, ăsta că l-a făcut. Ăla i-a protejat pe toți când s-a întâmplat nimic cu dosarul ăla. 70% din NATO este America. Bani și trupe. 80.000 soldați americani în Europa. Germania a hotărât să dea 2%. Asta înseamnă 80 de miliarde de euro. 2% din PIB-ul României. Da, mă, dar nu sunt numai soldați americani. Ce-a bat câmpii, că francezii au foarte mulți. La noi sunt și trupe și francezi și ăia și belgeni. Noi astea uit în pene că sunt mai... Adică ei spus și mai să vină numai soldații. Adică te apără pe tine și soldații polonești sau nemți sau francezi care au... Franța e forță puternică, mare, aia nu vin. La noi aici, la de veselu și astea erau ația francezi. Și sunt și acum francezi, bineînțeles. Asta e o prostie că astea erau 70% americani. Întreabă-l, te rog, de Sergiu Nicolaescu ce crede despre implicarea lui la Revoluție. Sergiu Nicolaescu a avut o implicare care, din punctul meu de vedere, a făcut mult rău și a condus, a făcut parte din... Dar ce am mai vreau să-mi iau familia procese? Păi, vezi. Simplu, pe timpul Ceaușescu era singurul care avea birou în Berlin Occidental, avea mașină cu număr de Berlin Occidental când se mergea par sau fără impar, prin el se vindeau toate filmele, prin el se făcea totul. Deci ce era? Un om împotriva comuniștilor. Și despre mineriade, ce părere are domnul Serghei? Mineriadele au fost făcute de către clasa politică. Și aici n-am fost de acord că din toată mișcarea aia nu a mers la pușcărie decât un singur om. Acolo a fost o chestie făcută de toate astea. Ca dovadă, când au vrut să-i lase în București să vină, când domnul Traian Băsescu era ministru transporturilor, așa, și când a vrut să-i oprească, le-a oprit trenul. Da. Când a vrut să-i lase, nu le-a oprit trenul. E simplu ca bună ziua.
și a bătut de la sunat apa în cap. Avem și unul pe aici care a luat bătaie, care nu mai e prieten cu toată lumea de aici, dar bătaie și-a luat. Unde te duci, domne? Să văd, domne, că am un fix. Aha, oleu. Ce da, fix mai astea. Acum? Nu știu, mi se pare că vedeai și dacă vrei fele, merg. Uite că cineva zicea, Parisul conduce un grup de luptă NATO în România de aproximativ 800 de soldați. Absolut. Dintre care 500 sunt francezi. Absolut. Ăla care ți-a spus că și 80% sunt americani, să fie sănătos el. Ăștia sunt pro-americani, ăștia care îi văd pe americani când se pișe, vine americanul, când taci, vezi ce eu, vine americanul. Băi, băieții șmecheri, i-au așteptat ăștia noștri luptătorii munți 50 ceva de ani de americani. Mai terminați cu sărăciile voastre și cu prostiile voastre. Și uite, ca să înțeleagă, Parisul a instalat de asemenea un sistem de rachete sol-aer. Și spun că au o relație strategică puternică cu România de 15 ani. Păi da. Declarație în Reuters. Da, dumne, NATO, fac din NATO. NATO. Trupele NATO. Toată lumea are imbecilitatea asta în cap că NATO e America. Nu e America. Bun. NATO sau BRICS? BRICS e altceva. BRICS sunt ăia. Da. Brazilia, Rusia, da. India... Dar ei nu știu că au avut o militară, au avut o economică. Economic momentan, da. N-au avut o militară. Nu. Da. Nu aveam caierul militară ca dovadă când au intrat în Ciehoslovacia, Ceaușescu a fost singurul care n-a intrat cu trupe în Ciehoslovacia. Deci nici rușii nu intrau singuri, intrau cu trupe, din caier. Polonia, Ciehoslovacia, România, ce țări mai erau? DDR? Nu știu. Țările care erau un... Ăsta comunist, ce nu știi? Nu le știu pe de rost pe toate. Nu. Era Cehia, Polonia, România, Bulgaria, Albania, Ungaria, Polonia. Și atât. Dați like-uri, că n-ați mai dat like-uri, n-ați mai de mult n-ați mai dat like-uri. Da. Și că vezi, Serghei, este vina ta. Dacă te manifestai corect cu Sergiu Nicolaescu, când a venit la mormântarea doamnei Mizil, era altul filmul. Cu Păcală și Sergiu, zi și nu, spaima doamne, la nu, vin. Nu. Eu am avut așa o chestie. Acea pentru că, nu, împotriva lui Sergiu Nicolaescu, care am stat foarte mult, care a fost șeful cu partid după toată cinematografia, care a făcut filmelor, care nu putea să le facă în viața lui acum, pentru că nu putea să-ți dea nimeni armată și haine și alea. Te costa miliarde de unde făceai rost de bani. Corect. Acum să faci un film cu 300 de euro. Să aduci caia și sute de soldați și toate alea. Înțelegi? El după aia a fost în două, trei emisiuni cu mine la televizor, adică, care mine e așa, că el împușca pe Ceaușescu era din canal, că își luase o armă, el cu Sobi și cu astea, niște prostii, niște imbecilități, niște chestii astea. Și oameni ca Mircea Daniel, care și-a rupt carnetul de partid în ședință și Sergiu Nicolaescu l-a apucat epilepsie, ăla n-a mai fost dizident și apare Sergiu Nicolaescu dizident. Ce dracu, niciun dizident? Pus că el a venit cu toate trupele. Eu îmi pun această întrebare. Dacă nu făcea parte din nicăieri, eu dacă merg acum, că sunt mai cunoscut la ora asta când era Sergiu Nicolaescu, merg la unitate militară și vreau să iau niște blindate să vin spre București, mi-le dă cineva? Nu. Păi și lui cum mi-le-a dat? Nu știu. Sunt Sergiu Nicolaescu, da, luați 500 de tancuri și mergeți în București. Mă, lăsați-mă cu prostire voastre și cu Sergiu Nicolaescu. Da, el a făcut în 60 un film cu Robert Redford. Da, și ce, și am făcut film cu Migdală în 70. Pe care cum îl chema în film? Migdală. Și acum la Parastas, bă, că proștii ăștia s-au luat că au zis că am fost eu actor și pe aia s-au apucat ei de actorii. Am înțeles. Eu știu. Nu ți-a trimis Tom pozele cu el cu draperie, cu pozele în cap? Ciprian zice că parcă ești unul din stăpânul inelelor îmbrăcat așa în alb. Da. Este adevărat că la congres Elena Ceaușescu l-a ridicat în picioare pe Serghei și a zis: așa arată viitorul socialismului român. Fix, îl iubesc ca pe mama, faceți ca el și ascultați ca pe de mama, el. Da. Doamna Iulia, s-a luat legătura cu măgarul, deci am camera acolo și dacă ai tupat. Cred că nu o să mai mergi tu, doamna Iulia. Și o să beau, să consum cu măgarul. O să duc eu băutura. Uite, Șerban Vlase ne spune că NATO este făcut de americani pentru a opri Rusia. În 1949, Germania și vestul Europei au fost ceea ce sunt azi, după al doilea război mondial, prin planul Marshall. Acum doar America protejează. Nu, bate câmpii complet. NATO s-a făcut când s-a făcut, când s-au făcut ăștia partea asta altă. Zi,
Ți-am spus cu rușii, cum erau ăștia. Cum se numea, că am uitat. N-am nu Caerul. În fine. Că s-a făcut structura asta, a făcută de ruși, atunci ei l-au făcut-o pe partea înaltă. Deci asta a fost clar. În 49. După război, da. Dar cum se numea rușilor? Că unde a zis că n-a intrat Ceaușescu? Acum am spus, mă, până acum, mă. Da. Bun. Gogoș ne întreabă dacă putem să venim și noi cu hamacul la Măgaru. Cu hamacul? Nu știu, că o să ne curenteze doamna Iulia. Te zice țapul că vine și el, că e în concediu. Dar chiar țapul, nu ai zis că vii? Păi a fost. Weekendul trecut. A fost? A fost, da, sâmbătă. A, păi și nu ne-a zis și nouă nimic. Că noi suntem din partea lui... Nu, aoleu, termină prostiile. Ce servicii de informații erau pe vremea lui Ceaușescu? Noi? Nu, la noi bănuiesc, sau se referea, cred că, toată lumea. Nu știu. Aveam cel mai puternic spionaj care a existat în istoria lumii. Condus de ai noștri. În toată lumea. O cea mai mare rețea. Care a devolat-o domnul Pacepa. Ce măsuri credeți că lua Migdală dacă era factor incident la revoluție? Migdală, fura trei covoare. Nu e, domne, cred că eliberat deținuții. Păi nu-i libera. Nu? Păi l-a căzut prima oară pe portofele. Păi nu contează. Era în piață la portofele. Pactul de la Varșovia, zice cineva. Așa, mă, pactul de la Varșovia, mă, cam uitasem. Deci NATO a fost contrapondere la pactul la Varșovia, unde țările toate, sub tutela rușilor, că erau principalul, cum sunt acolo americanii, dar erau toate țările care contribuiau și cu armată și cu toate alea. Și cu toate alea. Nu așa că veneau rușii să bată. Pe de-aia noi am fost singura țară care n-am intrat cu trupe în Ceoslovacia. Da. Așa, nu eram nimic fără ruși, zice cineva. O prostie. O prostie. Noi cum? Eram foarte puternici fără ruși. În primul rând că rușii ne-au luat în afară, că ce ne-au luat, nu mai mă refer la tezaur, la teritorii. Gândiți-vă că nu ne-au luat ucrainienii Moldova și Bucovina și Basarabia. Ne-au luat-o rușii care le-au dat-o. Aia una la mână, plus în afară că ce ne-au luat aia, după aia noi am plătit vreo 10-15, până a venit Ceaușescu asta, am plătit daune de război foarte mari pentru că noi am intrat peste ei. Da. Că noi am luptat împotriva lor. Și ne-au luat petrol, ne-au luat cereale, ne-au făcut varză, cum nu eram făcut nimic fără rușii. Da, într-adevăr. Mamă, dar ce oameni, bă, care îmi pun mâna pe, să citesc cu o carte, bă, eu nebunesc, dar sunt tineri, bătrâni, nu știu, că rămân tâmpit la așa ceva. Nu știu, îndeamnă-i să cumpere cărțile. Lasă-mă, mă, cu prostiile tale, mă. Dar să pună mâna pe istorie, să vadă, bă, cât am plătit și cât au făcut pe canalul. Toți intelectualii României de atunci care au fost la Pârnaie și toți ăștia nu au fost băgați de Ceaușescu, cum sunt dobitoși ăștia. Au fost de băgați de Pantiușa, care venise cu Gheorghe, cu ăsta, cu Ana Paucăr, cu Luca, cu Matei, cu astea. Și după aia a venit Dej și l-a obligat pe Dej să facă canalul. Că e și discuția, scenograma între Dej și Stalin. Când îi spune, fă canal și bagă toți intelectualii, toți aia, bagă acolo, nu? Sub îndrumarea lor directă. Dacă vedeți cel mai bine de pământeni, în clipa când le liberează pe el, da, vine vaporul ăla cu tabloul Stalin în doliu, că era, că murise Stalin, că vorbea rusește. Deci măcar uitați-vă la filme, bă, care vă spun adevărul, nu cu la imbecilități. Deci tot ce a fost nenorocit, Ceaușescu a grațiat deținuții politici. Și toată mai pune în cârcă comuniștilor, nu, bolșevicilor. Poți să-i pui lui domnul Roman, lui domnul Tismăneanu, lui domnul ăia care a venit cu tancurile cu bolșevismul încoace, care acum critică comunismul. De altceva, dacă exista laserul care a topit tancurile rușilor. Da, domnule, adevărat, și a avut și emisiunea televizor, dar nu știu unde, să vedeți așa. Este adevărat și așa a fost. Da. Bine, eu cred că, bine, nu cred că tancurile, cred că șenilele ceva sau un pod. Dom'le, nu, asta nu am, nu pot să-și dau un laser, topește orice, că tancul are un blindaj. Păi asta spun, dar ai nevoie de o energie foarte, foarte mare. Păi am înțeles că era foarte, foarte puternic, nu știu unde l-au pus, dar au spus la televizor chestia asta. Da, și scrie în alea. Probabil că era o tehnologie, care a afectat ori motorul, conducte, chestii, adică s-au oprit tancurile. Oricum ea n-au mai avut curaj când a văzut, așa, și a văzut câtă lume a ieșit
la aia, că atunci a venit lumea benevolă și toți românii au pus la parme și asta să ne apărăm, pentru că a fost discursul ăla care e considerat și eu de ăștia acum care îl minimalizează pe ăsta, că a fost un discurs istoric. Da. Bine, într-adevăr, când alte țări îi primeau cu flori, noi îi primam cu arme. Așa și a declarat. Pe da, și a fost singurii. Și a mai avut atunci, a spus, cu când s-a luat cu Budapesta. A zis că poturiți-vă că în două ore sunt acolo, dar nu cu avionul, cu armata. Laserul e în beci la Serghei, îl manevrează Nina. Manevrează să-mi distrugă băutura și iară. Că sunteți chitii, nu știu istorie, tu nu știi cu zerourile. Da, mă, dar nu pot să spui asemenea imbecilitate, cum să ne ajută rușii. Rușii ne-au făcut varză. Corect. Adică, în primul rând, că am intrat sub puterea lor, vânduți de către americani, engleși și toți ăștia. Ne-au vândut la domnul Stalin la Ialta, nu? Corect. Da. Adică noi, înainte de asta, noi eram micul Paris, adică aveam altă educație, alte școală. România interbelică, care erau niște chestii, care ăștia au venit și ne-au făcut cum ne-au făcut. A, că a venit după aia Ceaușescu și că a făcut dintr-o țară care era în evul mediu, a ridicat-o asta, dar nu știm cum evoluam dacă eram sub băilalți, nu? Aici e altă problemă. Da. Da, bine, și tu crezi că bun dacă eram sub americani? Iar să închide televizorul. Și asta, de ce nu merge netul? Să stingi și să aprinde, deci nu merge netul. Da, nu știu, înseamnă că sunt, oricum sunt probleme cu internetul. Da. Dacă eram sub americani și asta, adică crezi că ei veneau să ne dezvoltăm noi să fie, adică crezi că păi, uite, suntem acum sub americani și am devenit o colonie. Da. Că am scăpat de ruși și am fost sub români, români patrioți, am fost o țară foarte puternică. Da. Au venit americanii acum și acum suntem o colonie. Da. Deci, am văzut ce au făcut americanii cu noi. Deci, practic, dacă veneau, dacă ne luau americanii și nu ne luau rușii, atunci ăștia ne luau toate resursele. Poate eram o colonie, ca și acum, da. Nu? Da. Bun. Și crezi că o ducea mai bine? Nu știu. I don't know, I'm a student. Dar acum am văzut ce au venit. Au venit și ne-au distrus toată industria, absolut tot, tot. Ne-au împins într-un război de căcat în care noi plătim și ne-am rupt gâtul și suntem astea ca să ne bătem pentru niște oameni care ne fac pe noi varză și care ne-au luat teritoriile. Asta ne-au făcut americanii. Ne obligă să dăm la unii care ne-au furat teritoriile și ne bajocuresc pe românii care mai trăiesc acolo. Asta suntem. Niște căcați în ploaie. Da. Dați-ne like-ul și tap-tap-ul când mai vorbim mic. Iulia, ne îndreptăm spre țintea. Da. Uite, cineva zice că are ceva dreptate domnul cu ceea, cu ceea ce datorăm Rusiei, în sensul că Stalin, după al doilea război mondial, nu ne-a dat Transilvania ungurilor, așa cum a vrut SUA. Dar n-a făcut-o Stalin asta. Da, așa acolo a fost o discuție. Când s-a căzut, s-a împărțit nealea și nu ne iau ea Transilvania. Da, bine, ne-a luat trei sferturi în țară și ne-a dat. Dar așa acolo, că noi intrasem în Transilvania, ne-o luasem singur, că noi am intrat cu armata. Noi am eliberat Budapesta, noi am eliberat-o, nici americanii, nici rușii, nici nimeni. Noi cu divizia Tudor Vladimirescu care veneau, a venit de la ruși care fusese prizonieri la ruși, iar în armat și au venit încoace. Deci știi că noi am eliberat Budapesta România. Da, știu, aia știu. Păi și atunci ce mai trebuia să-mi dea aia? Nu, pe asta nu înțelegeam. Lasă-i să sunt, vorba lui Migdală. Lasă să sunt. Da. Serghei, crezi că există extraterestri? Nu. Păi, domnule, universul ăsta... Nu. Numai o planetă ca noi, măcar una ca noi. Venea vreunul să ne vadă. Păi sunt la același stadiu al evoluției ca noi. Păi nu, la ce am făcut eu, venea măcar să mă cunoască, să vadă postcasul, să zică, băi, vrei să te cunoaște. Vezi că mă sună, unde facem o poză? Scria și un extraterestru. Băi, nea, Serghei, hai să facem o poză, că ești deosebit de inteligent. Și duminică vei fi la țintea. Gugoașe zice, că... se uită, Iulia. Da, se uită, se uită. Gugoașe zice că Serghei întreabă Budeanca de tine la Ciutacu. N-are ce să întrebe. Acum nu vreau să șucăresc pe nimeni, dar americanii pe unde au fost au făcut totul varză. Nu, americanii au făcut cele mai multe lovituri de stat, au răsturnat mii de oameni, au făcut toate războaiele care le-au făcut, au încercat un război și a bătut și de la sunat apa în cap în Vietnam. Și în Cambodgia și Laos, unde după ce au venit și au învățat pe ea, a fost o nenorocire. Da. S-au retras din toate țările arabe, unde a învățat că-i voține, vă facem și mai nenorocire, le omoară pe femeile pe stradă, da, că învață carte ca o voal sau ca astea. Asta au făcut americanii. N-au stat nicăieri pentru că nu sunt capabili. Da, au făcut cele mai mari destabilizări.
Cel mai mare, cel mai, au 20 de lovituri de stat în America Latină, în toate alea în care au făcut și au făcut praf la mamă. Uh-huh. Au intrat peste Irak și au făcut praf și toate alea unde se bată aia după aia. Au intrat complet aiurea și se omoară aia între ei capă capete, pentru că acolo nu poate să stea decât o dictatură. Că nu pot să zic că sunt șiții cu miții, cu druții, cu șluții, și toți înarmați. Nici nu au putut să ia petrolul de acolo, adică au făcut căcatul peste tot. Sunt sute de mii de morți, sute de mii de atentate și asta au făcut. Asta nu mai strigă nimeni. I-au îmbârligat pe ăștia. Ce se întâmplă acum în fâșia Gaza, nu mai se supără nimeni. Adică, da, chiar ăla acolo ce s-a mai, că nimic, mai nimic, adică masacrează, păi nu se supără nimeni. Și dacă omoară doi la ucrainieni, da. Mare știre, a bombardat, au murit doi oameni, vai, și acolo mor cu miile și nu se supără nimeni. Ăia nu sunt oameni. Dar n-avem voie pe asta, că ne oprește. Bun. Cineva te contrazice și zice: "N-ai dreptate, fără ruși nu vom fi nimic. Uită-te la Serbia." Dar Serbia niciodată n-a avut o legătură puternică. Serbia a avut o legătură și cu asta când a fost chestia de cu șunguri, adică și-au luat alea mai ieftine când s-au dat la ei. Uh-huh. Dar Serbia a fost o țară puternică în care s-au bătut ei pe mâna lor și acolo s-au băgat și acolo americanii, au făcut căcatul praf. Da. Înțelegi? Și sunt un popor foarte puternic. Gândiți-vă că pe sârb nu i-a bătut nici nemții. În al doilea război mondial, Serbia a fost singura țară neocupată și a avut armată regulată de partizani care s-au bătut și s-au eliberat singur. Nu a trebuit să vină nici rusul, nici americanul, nici francezul, nici nimeni. Da. Cineva te întreabă, dar oare turnurile gemene din New York nu tot de americani au fost dărâmate? Am văzut această teorie, dar adică sunt foarte multe coincidențe, foarte multe acolo, că au plecat toți evreii, au plecat foarte multă lume, dar eu nu cred că, ca și aici, ca asta, nu cred că are curaj să facă nimeni așa ceva, că dacă îl dovedește cineva și ca să faci așa ceva, nu poți să faci din unul singur, trebuie să fie multă lume și servicii și alea, înseamnă că ești un om pe care te țin servicii la mână și te fac varză când vrea pula lor. Da. Îl jupuia în piață publică în America. Pe Bush, da. Atunci, că dacă era așa ceva, da. Oricare era președinte. Da. Îl jupuiau. Da. Pe l-au dat jos pe ăla că ia pe sub masă în birou oval. Că a mințit și l-a avut cea mai mare creștere pe Clinton. Cea mai mare creștere a Americii și pentru că a mințit, că pentru sperjur l-a dat jos. Da. Pe l-a dat jos, pe ăla că a ascultat un telefon. Da. Cazul Watergate. Ce bine, se știe proștește? Bine, acolo a fost, la Watergate a fost o... Că a ascultat un telefon. La noi ne ascultă, ne face varză, ne face... Și ne dăm jos. Pe cine ne dăm jos? Pe mama de... Da. Cernica, ce dracu? Ăla mută scaunul. Ăsta a făcut așa scaunul. Nu, domne, nu, când mută piciorul la scaun. Da. Uite, îmi pare rău că nu am apucat să-l întreb pe domnul Bălan. Crezi că a fost mână criminală la colectiv? Eu n-am niciun dubiu. Nu mână criminală, o mână pusă de către ăștia ca să dea jos un guvern. Da. Și să aducă la putere, care i-a dus pe Cioloș pe aia perfect. I-aș dori încă o dată la guvern. Ieșeați în stradă ca maimuțele. A trebuit să moară oameni să ajunge. Bă, v-au făcut ea varză, mai ieșiți pentru ei. Înapoi USR-ul să mai facă PNR-ul ăsta și toate astea. Varză v-a făcut. Bine v-a făcut. Cum crezi că a apărut ruptura din armată la noi? În sensul că totul acum este cumpărat, nu se mai fabrică aproape nimic. Adică nu mai facem cum făceam pe vremea lui Ceaușescu. Pentru că fabricile care aparțin de stat, statul se apele, pentru că aici e o anomalie. Fabricile personale de armament și astea de gasea merg perfect, fabricile de stat nu. Da. Cum? Nu se dorește. Păi asta e răspunsul. Păi da, au fost țări care au avut în perioade, spre exemplu, uite Polonia, care au înțeles că trebuie retehnologizate. Nu compara Polonia și pe polonești cu românii. Da, că pentru că ea sunt polonești, ei au altceva, ea sunt o țară imensă, ei au avut un papă, ei au avut niște conducători. Bă, Polonia a dat un papă. Noi pe cine am dat? Noi l-am dat pe... Noi pe cine? Pe Preafericitul Daniel. Stai mă puțin, nu se compară Preafericitul cu papa de la Romanene. Păi da, papa de la Romanene nu are dita catedrala cu poleate, cu imaginea lui pe interior. Păi tu ai fost luată la Vatican, mă?
La Vatican n-am fost, n-am ajuns acolo. Păi, Vatican este, habar n-ai, este cel mai bogat stat din lume și o clădire. E, papa ăla acolo stă. Eu sunt total de acord cu tine. Eu vorbesc în Polonia, papa aia pe care... Păi popa din Polonia era la Vatican, care are o mare influență asupra lumii catolice. Da. Și atunci altă deschidere a avut Polonia. Noi pe cine am avut? Avem pe Mutu care ne vinde? Corect. Corect. L-am avut pe Băsescu care ne-a vândut ca pe niște preșuri, s-a pișat pe noi și a furat de a sări bășile din el. Da. Și a făcut toate nenorocirile. Pe cine am avut noi? Bun, dar în momentul în care am plecat... Primul președinte al Poloniei, tu cine a fost nu, după aia? Nu, chiar nu Lech Walesa, ăla care a condus mișcarea împotriva comunismului. Așa. Și la noi a fost... La noi primul, așa, președinte, comunistul comuniștilor. Păi da, dar el a condus... Care a făcut lovitura de stat și a omorât oameni ca să ia puterea. Bun. Lech Walesa a stat în pârnaie. Bă, ți-am spus că asta nu o să uit toată viața mea. Așa. Pe timpul la Solidarii Nașnea, cum se numea, unde era Lech Walesa când era ăla, Iaruzeschi, ăla care era militar, care îl puseseră, eu am mers cu o parte de la Uniune acolo în Polonia. Nu spun cât am băut pe acolo, că nu este important. Că vă spun și asta, ca să vezi, că m-am făcut. Am intrat într-un bar cu o parte din prietenii mei și ei au mutat o clădire ca... cum e Casa Scânteii cel mai mare, că o mutau pe role și noi am băut toată noaptea acolo, am mers, era aia strâmbă, zic, bă, ce matur sunt, parcă era mai așa, înțelegi? Da, am mutat la 90 de grade, știu. Da, știi totul. Dar nu o să fie important. Și am zis să vizităm Uniunea Artiștilor Plastici, e închisă. Așa. De ce? Pentru că niciun intelectual, nici nimeni, toți și-au dat demisia, mâncați aș gura ta. Era una la masă care vorbea vreo 4-5 limbi care ne servea acolo și după aia ne întreba mai mâncăm și punea acolo. Și am întrebat-o, mă, dar ce e cu tine totuși, că tu nu ești chelneriță. Să vedea după cum vorbește. Și a zis, nu, sunt profesor universitar, în clipa a noi n-a mai rămas niciun profesor universitar, niciun doctor, nici toată lumea și-a dat demisia. Înțelegi când a venit acolo. La noi... Cine își dă demisia? Noi îl sapă pe ăla și îl face de căcat, se dă la morții, mă, zic că vine în locul lui. Ăștia sunt polonezi și mâncați aș gura ta. După Revoluție, ăla a venit și Lech Walesa a fost președintele Poloniei, care a condus această mișcare împotriva comuniștilor. Au avut papă. Noi pe cine am avut? Noi am avut pe unii care pe toți i-am trădat. Bun, deci... Noi pe toți președinții noștri de la Decebal încoace i-am mierlit. Deci tu vrei să spui că noi n-am avut până la urmă nicio mișcare puternică care să fie împotriva comunistilor? Păi ce mișcare puternică avem? Spune-o mișcare puternică. Nu te întreb pe tine. Păi n-a fost niciuna. N-a fost niciuna. Și asta a cauzat. Păi bineînțeles. Și crezi că dacă aveam pe cineva care lupta, spre exemplu... Ca dovadă, să-ți mai spun ceva, deci noi afară, mișcare, în exil, n-am avut absolut nici cu legionarii și cu regele și cu aia care s-au făcut, să făceau niște guverne la biserici, acolo niște cocleri cu alea, ustașii sârbi sau încă 20 ceva ani după ce au plecat din Iugoslavia, să parașutau și să împușcau cu aia. Păi, noi, în afară de comuniști care au fost în ilegalitate... Comuniștii nici nu au fost, am explicat de 50 de ori și asta, că și asta e o tâmpenie. Partidul Comunist Român, când a venit legea asta, avea 6 persoane conduse de Plăpumaru. La noi comuniștii au venit de afară. Păi, și atunci... Exportul. Și poporul român foarte bun, în 3 zile, cum la Revoluție, n-a mai fost niciun membru de partid, niciun securist, toți au fost împotriva Ceaușescu. Atunci, toți în câteva zile au devenit comuniști. Bun, și atunci toate documentele alea cu ilegaliștii, comuniștii care erau în ilegalitate... Păi da, mă, dar au fost adoptat, nu știu dacă erau comuniști. Erau... Păi așa zice-o, că era lupta comuniștilor în ilegalitate. Au zis, istoria o fac acum cu voi și ăștia. Ăștia erau împotriva... Lua asta, că dacă am văzut acum că toți am învățat cu Vasile Roleta că a tras sirena pentru ea, acum am văzut în documente că l-a tras să-i împuște pe muncitori. Adică erau niște mișcări muncitorești care existau, dar nu exista partidul comunist. Comuniști, adică da, dar era o ilegalitate, nu? Ăia cred că alergau ăia, nu alergau ăia pe ăștia care erau muncitorii care... Și tu zici că dacă aveam o mișcare de genul ăsta care să lupte împotriva comuniștilor, ne-ar fi schimbat istoria? Păi am avut o mișcare care a vrut să lupte așa, că ea care au rămas în munți, care a păcălit americanii, stați că vin și au luptat a 5-6 ani, ogărarul ăla a căzut ultimul așa și n-a venit nimeni și au vânat ăștia ca pe vrăbi. Le spunea la radio, venim, rezistați că venim, rezistați că venim, americanii care iubesc ăștia și au rezistat, i-a venit mama. Și de ce crezi că s-a întâmplat asta? Că așa sunt ăștia, dacă s-a semnat acolo, bă, Stalin a fost șmecher, nene. Bă, îmi dați asta și voi vă luați asta și la revedere, s-a închis jocul. Da.
tot o dăm cu Occidentul. Și acum a venit Occidentul după 50 de ani și ne-a închis totul, ne-a ras totul și ne dă cu porția. Și până și merle, până și zahăr am văzut acum. Și până și absolut totul. Da. Uite, zice Șerban Vlase, adevărul este că datorită papei Polonia a fost iertată de 80 de miliarde de dolari. Ungaria, datorită congresmenilor din SUA, a din fost SUA, iertată absolut. De 40 de miliarde de dolari. Da, congresmenii din SUA spun toată... România, IOC. Da, congresmenii unguri de acolo spun că sunt unguri și sunt cum sunt și ungurii de aici. Cel mai tare partid care a fost și care a fost nedezbinat, care a fost aici? UDMR-ul. Uite-te ce au făcut acolo, că merge acolo, toate drumurile s-au asfaltat, totul, adică au tras pentru ei. Congresmenii din acolo, congresmenii români spun că nu sunt români. Încep, cum spui tu la mine, cum se dice? Nonțele, acolo sunt unguri, vorbesc ungurește, sunt între ei și își susțin țara de unde au plecat. Da. Nu mai începe pe asta, chiar mă dau capul și mă înjură toți aia de afară. Domne, îți spune Ciprian că să vine el să vorbească istorie. Domne, Ciprian, în primul rând că aici nu ai niciun drept de a vorbi, deoarece aici am cotizat singur și subiectele tale le refuz fiind influențat de foștii tăi colegi. Eu nu mă vând, Cipriane. Uite, cineva zice că este al 15-lea COVID lansat acum cu gripa asta, infectat care acum e pe este piață. Pe piață. Nu văd inima aia care e pusă acolo. Cine pus nu, are YouTube o inimă de aia, să apeși pe aia, să dai și nu vezi tot textul. Like-uri, avem like-uri, că mai ținut, like-uri și subscriber. Te întreabă Cristo e comunist sau e capitalist, că nu mai înțeleg nimic. Comunist. Cristoiu este un om foarte mult care a studiat foarte mult. A fost format ca toți cei tari care au fost formați, am vorbit și cu domnul Sorin Ovidiu Baran, care a fost format la școala scânteii, la școala comunistă. Deci el e Nistorescu, e Roș Castănescu, Cristoiu, Bălan și care mai sunt. Dar este un om care studiază foarte mult și eu zic că, bine, se mută și el după cum bate. Zic că e oportunitate. Trebuie să câștigi și un ban în viață, normal, că nu poți să stai pe gratis, nu? Bine, dar dacă lumea urmărește pastilele alea pe care le face sunt el, foarte pertinente. Cu istorie, cu alea, cu așa, adică vezi că omul chiar a citit ce a citit în tinerețe. Omul am înțeles că stă 3-4 ore, are scaunul lui în bibliotecă, așa cum am eu scaunul meu cu capră la Lions, și el are scaunul lui, sau la Tom, cum am scaunul meu personalizat. La Tom Club, dar acolo nu avem cum că este la el acasă. Deci ăsta are scaun și la bibliotecă 4, 5, 6 ori, să vede că studiază. Da. Nu, dar despre fiecare subiect care e de actualitate, el face o paralelă în istorie. În istorie, da. Da. Ceea ce e, da. Da, așa că Ciprian îți recomandăm să-l sun pe Cristoiu, dacă tot vrei să faci cu istorie, să vorbești o paralelă, să-ți facă o paralelă în gură despre istorie. Dar de boala asta ce ai? Că vine acum gripa X, Y. Am făcut-o pe asta, gripa aia, n-am avut-o pe aia și o ciuciutacu. Aia care e acum, care așa. El le răspundește, de fapt. Ai făcut aia? Da, dumne, am avut-o și eu și ciuciutacu, am avut aceeași când am. Și mai mulți care am văzut pe ciuciutacu, m-am lucrat, am avut o zi, temperatură mare, cu frisoane și a doua zi nu puteam să mănânc. Și după aia, gata, s-a lăsat și cu niște dureri noase. Atunci când te-am sunat eu, de erai mort? Da, că eram mort. Și o să merg la țintea. Când a fost, la ziua lui Mădălina, acum o să merg să mă invite Mădălina la țintea să fac ziua aici. Cineva te întreabă că ce părere ai despre mișcarea legionară din timpul lui Corneliu Zelea Codreanu și cea din timpul lui Horia Sima. Deci mișcarea după timpul Zelea Codreanu și asta a pornit ca o mișcare foarte normală și foarte corectă, naționalistă și astea. Împotriva care, acelor timpuri și împotriva regalității din vremea aia. Nu, în primul rând, erau naționaliști, erau cu România. Da, da, au pornit împotriva regelui, că regele, regalitatea era ruptă de populație. Da, ei n-au pornit legionari. Legionarii au fost cu regele și cu Antonescu, niciodată n-au fost lângă. Păi asta spun. Da, nu, erau cu România, dom'le. Da. Deci și Nicolae Ceaușescu a avut, ca orice om, așa a avut chestii, că legionarii au început cu pionierii, cu munca patriotică, cu gărzile patriotice, cu toate astea, toate luate de la... Da. Dar atunci a fost o chestie care au intrat și foarte mulți intelectuali, că și Iorga a făcut parte, a început și în astea, după aceea a degenerat
sub la omurs pe Zelea cu Dragul, pe capitan. Aici, la Snagov. Da? Și după aia a degenerat sub Sima, care s-a bătut și cu Antonescu și cu toată aia. Și că a făcut mii de morți și vine doamna de la care face emisiunea la Televiziunea Națională, în care tot îmi face emisiuni cu partizanii mulți, dar îmi spun că au omorât partizanii, nu spun că partizanii au intrat în Jilava și asta și au omorât sute de oameni în celule, nu spun că partizanii au dat foc la oameni pe stradă și au împușcat, îmi spun numai o chestie a partizanilor. Nu, să spună, ăștia care au făcut și chestia asta, s-au bătut aici și au făcut nenorocii mari. Ei erau în cimitire, în astea, adică au făcut, au murit pe Iorga, pe Căriba, deci alea nu le mai spune. Deci stai, spune tot ce au făcut, că n-au fost niște băieți buni care au plecat de la bibliotecă și i-au împușcat ăștia prin munți. Că de asta în boală pe doamna Hosu. Spune, bă, adevărul dacă vrei să faci istorie. Da. Da, ideea de bază la care au ideea plecat. De bază din punctul meu de vedere, bă, când faci o chestie mai ales istorică și documentată, nu doar niște babe rămășițe de la care îmi povestesc. Spune, bă, adevărul. De ce au plecat acolo? Că au păcălit americanii, că au făcut aia, că au făcut mare norociri în marele orașe, au omorât sute de oameni când a fost mișcarea legională, că s-au bătut cu armata atunci. Da. Și oamenii nevinovați. Era poliția legională care omorau pe oricine. Da. Pe Tănase, pe toată lumea care a potriva lor, nene. Păi erau băieți buni. Nu. Da. Doamna Iulia Marinescu se retrage. Zice, noapte bună, pupici. Retrage-te, doamna Iulia. Erau exact cum erau ăia. Erau exact cum erau ăia din Gestapo. Erau ăștia aici cu aceeași mantei, cu aceeași idei, cu aceeași chestii, care au făcut, nu spune mie, că luptătorii din munți care erau băieți buni. Da. Pare doamna Mădălina încet. Acum a venit? Da. Păi după ce am vorbit două ore de acum a venit. Poate a vorbit din mine, poate a venit dinainte. Scrie, da, scrie lui aia doamna Mădălina că duminică, spune lui aia că duminică suntem la țintea toți în afară de ea. Încolonați suntem la țintea. Dom'le, te întreabă lumea dacă pică imobiliarele. Au picat imobiliarele. Și au picat, s-au dus schiriile. Au picat și acum, nu, și acum am dat, s-au scrisile că la Balamuc și acum am văzut că iar au năspit asta de, nu mai poți să ia nimeni de casă creditare. De creditare. Da, am văzut. Da, ieri sau altele. Deci au făcut varză tot. Da, nu, au crescut chiriile. Păi au crescut chiriile că cel mai mergea chirie. Asta tot o manevra băncilor au fost pentru că vor lua casele de la oameni care vor putea plăti, le vor da în chirie la oameni și e ca afară. Afară lumea își cumpără, afară lumea stă în chirie. Bine, acolo și imigrația, că acum ai birou, ai servici în Ohio, mâine ai servici în Michigan și atunci îți iei casă că te mută. Automat, da. Dar la noi nu e așa, că noi nu avem servici nicăieri, nici în Ohio, nici în Michigan. De ce râzi? De Iulia. Ce a zis? Măgar ești aici de când? Culcă-te imediat. Ia că te sun și nu-ți dorești. Deci trebuia că ne chem măgar. Da. Da, uite că chiar scrie cineva că au ajuns unele garsoniere la 80-90 de mii de euro. Da, au ajuns, dar problema nu că au ajuns foarte scump, e problema că nu mai îți dă banca bani să le cumpere. Și la care are bani nu-și cumpără garsonieră, la care bani mulți își cumpără vilă de 200-300 mii de euro. Vilă sau, vilă, mă rog, își cumpără un apartament undeva sau și becher. Sau așa, da. Că uite și asta cu inflația imobiliară, totul este provocat de către stat. Absolut. În absența statului, mai mult. Dacă ai fost în Slatina înainte de 89, poate pe la familia Bărbulescu. Nu. Familia Bărbulescu, ca să înțeleagă lumea, era vărul lui Nicu Ceaușescu și m-am explicat că am fost o singură dată, ce v-a spus și domnul Nicolae Ceaușescu, Polihibrinchi, am fost o singură dată, l-am văzut pe acest Emil Bărbulescu, am fost la Sconicești odată și am uitat, aveam ideea în casa mea mare de o baracă de lemn și aia, și odată la București, cea care zice Blinchi, că l-am văzut la Triumf. Eu nu mi-aduc aminte. Deci nu am avut tangențe cu Emil Bărbulescu. Da. În Spania este invers. Cresc imobiliarele, statul ajută tinerii până în 35 de ani.
Într-o orice țară normală îți ajuți. Dar așa mai a fost proiectul ăsta. Să ajutăm la, cu prima casă, cu tinerii, la prima căsătorie cu asta. Dar s-a făcut de 3 lei, a venit să... Da, mă, nu lasă. Da, dar aici la noi... Ajutăm Ucraina, bă, merge, da. Pleacă. Bă, dar cum i-a turnat ăla, nu vine să cred cu film cu tot, nene. Mulțumim. Până acum, când mulțumea la americană, știi că era, că turba neamțul, că numai pe noi nu ne numea. Da. Care așa, acum nu mai numește pe nimeni, că mai de nimeni, mulțumim românii. Și pe lângă asta a zis la Putin cu, dom'le, da, știți că și Ungaria și România au teritorii istorice acolo, adică da. Bună rău de tot, adică bună rău de tot. Da, luați vine mă dacă sunteți răcoși, dacă, da, dacă aveți coaie, dacă da. Nu stați acasă, da. Dacă nu stați pe coaie. El a făcut exact ceea ce a făcut Zelenski, de atâtea ori cum exact. Să ne bage în exact. Război. Știi? Exact. Da, bine, el a făcut-o la un nivel, adică se vede că omul e... Ăla urla, zbiera, făcea urât. Ăsta a venit cu carismă, cu caterină. Un actoraș care e îmbrăcat ca mine, ce dracu, mi-a copiat rolul. Cred că ești mai bun, mai bine îmbrăcat ca el. În viața civilă, da, pe el nu două hainele verzi, am și maroșii. Da, dar el are niște conturi șmechere rău de tot. Da, da, poate fac și de conturi. Eu cred că s-a dus, dacă n-ai făcut anunțe în 89 euro, stă ele. Da, ține like-uri și subscriberi. Ilia plănuiește să meargă mâine la Țintea să nu afle nimeni. Să ne întoarcem când ajung ei cu corturile. Cine? O Toamnă Măgarău sau? Nu, Iulia zice, ea zice, ea însăși. Care demnitar comunist avea cea mai frumoasă soție? Eu zic că Ștefan Andric, asta. Era actiț, era frumos, era frumoasă tână, că am mai văzut-o în filme. Ce drăguță a fost doamna Mădălina de ziua ei când Costel nu mi-a zis că e party privat. Cel mai bun lapte de pastăre ever la cena. A, deci a fost la cena neinvitată. Deci a fost, deci Costel i-a spus că nu e... Nu, Costel... Gabriel Gafton a zis asta. Zice. Păi da, Costel e Costel al nostru și dacă da. Nu i-a spus că e party privat. Păi jos era... Păi deci jos era altcineva care era, da. Că Serghie era cea mai frumoasă soție, zice Ciprian. Nu vrei să intrăm în istorie cu foștii tăi colaboratori, Ciprian? Nu vrei lupta de la podul Băreasa, unde s-a bătut mitică Cogoșatu cu Ilie Bălosu. Cu Ilie Bălosu și cu Puiuța Bavoi. Auzi, vă dați seama ce interviu făcea Capră cu Putin imediat ce se termina, ar fi început al treilea război mondial, zice Joker. Da, nu putea să-mi dați. Chiar ce l-ar fi întrebat Capra? Mânea Putine. Cum îți plac micii? Da, ai ceva cu noi? Vrei mai cruzi, mai făcuți? Uite, cineva zice că din cauza dorinței României de identificare cu vestul, negând locația geografică, negând valorile proprii în favoarea valorilor muribunde ale vestului, au uitat faptul că vestul îi va vinde pe nimic. Pe noi. Pe noi. Păi numai cum să ne vândă. Pentru că vestul, vezi că și aici spune ceva care nu cunoaște, vestul ne-a luat absolut totul, e al lor, n-ați mai vândă. Mm-hmm. Poate să mai mă vândă pe mine, pe Tom și pe Migdală. Că văd repede 10.000 de ori, petrolul e al lor, da. Gazul e al lor, asta zi, benzina e al lor, da. Cea mai mare zăcământ din Marea Neagră din Europa e al lor, chimia e al lor, cimentul e al lor, ce să mai ne vândă? Boa să mă vândă pe mine, pe Tom, pe Capră și pe și pe Rogozea. Dar pe Rogozea nu le-a nimeni, că e cel mai prost. Eram copil și când venea Nicu Ceaușescu la bar lângă magazinul Oltul din Slatina, ne bucurăm Dumnezeu să îl odihnească. Nu știu dacă, nu pot să vă spun că nu cred că venea Nicu la bar acolo. Habar nu, poate venea Vârstul. Dar nu pot să mă spun că nu știu. Nu prea mergea nici ăla pe acolo. Vivian era mai bun la un interviu cu Putin. Vivian era mai bun la pușcărie, unde e locul. Da. Gata? Nu mai vin. Închidem, okay, mă? Iulia Schia era cea mai frumoasă soție. Aoleu. Care era demnitarul tău, Iulia? Doamne, da. Și Mădălina zice, și eu eram cea mai frumoasă noră. Păi da, ea a fost cu Călin, băiatul lui doamna Andrei.
Era frumoasă măcar, era tânără, avea vreo 18, nu știu, 19 ani așa. Nu, babe, acum vor ele, babele, să mă ducă pe mine acum la restaurant de Valentine's Day. Ele rea cu babe, nu se lasă ele. Ele vor să te duci, să le duci tu pe ele. Păi da, să, da, să mă să-l plătesc, da. Mie mi-a căzut portofelul pe jos. Asta culmea era acum să mă duc eu cu voi două să bem de Valentine's Day. Vă duc la restaurant, dar nu de Valentine's Day. Mă fac și de căcat. Hai, închidem, mă. Închidem, da. V-am pupat, ne vedem joi. Noapte bună. Joi. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut ea mică pe zbură. O, madame, bă că te-ai asurtat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos izlandezii la baraj. Ce mi-ești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De aia sunteți încordați, că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Hai vă pupă playerul! Joacă relaxat pe player.ro.